Silviu, care este dorința ta cea mai ascunsă pe care ai vrea să o spui peștișorului să îndeplinească? Să facem revoluția comunistă, haideți. Comunistă? Mamă, un boomer să-i spun asta, l-ai omorât. Da, 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 da. Avem și teaser acum. Place, da. Salutare, oameni buni! Dacă e marți, avem boomerul și milenialul, adică același Silviu Petcu cu noul și îmbunătățitul Alex Zob. Astăzi, invitatul nostru este Silviu Fire, vlogger și creator de conținut. Bună ziua! Hei, salut! Ce faci? Ai zis nou și îmbunătățit din cauza dașilor? Băi, nu, mi-am pus aparat dentar și sus. Am înțeles. Și până acum avea doar jos. Acum aveam doar jos. Și acum... Dar nu te agață buzele, iartă-mă că e foarte ciudat, sincer. Deci am văzut că și ieri vorbește așa cumva, da. Hai tu... Acum este... Acum două ore l-am pus. Nu pare, nu sună... De obicei oamenii când abia și-l pun sună oribil. Dar da. Adică nu sun deloc, mă rog, tu știi. Da, e foarte ciudat. Mă, mulțumim că ți-ai făcut timp. Eu mă exit de invitații. Mie mi se pare că... Adică postezi foarte des, faci foarte mult și chiar mă întreb cum de mai ai timp să mai mergi și la, nu știu, și pe la alți oameni? Pentru că am o echipă de oameni foarte drăguți care mă ajută cu toată treaba. Cam cât e echipa asta de mare așa? Trei editori jumate plus... Plus prietena noastră Adriana, care ne ajută cu partea asta de managing, de branduri, campanii, evenimente, whatever. Deci practic, dacă ai stat e să... destul de streamlined, așa, tocmai ca să nu mă, cum să zic, mi-e frică de chestia asta și de exact ce zici, că postez mult, să faci, mai ales și Twitch e un, adică tot ce înseamnă live streaming e un environment foarte toxic, în sensul de, știi, dacă nu te prezinți săptămână, Pe lângă că sunt oamenii nemulțumiți, că îi plătesc, sunt, adică stația care îi plătesc pe lună, nu? Adică plătesc subscription, știi? Și tu dispar o săptămână și practic Twitch sau orice altă platformă și YouTube urlă la tine. Ți-au scăzut viewerii, te-ai dus în pula, ești praf, dă repede, mai bagă 10 ore, pentru asta 10 ore pierdute. Și tocmai ca să nu cad în chestia asta, prefer să am mulți oameni în jurul meu care să mă ajute. Că altfel ar fi foarte complicat să faci totul de unul singur, adică tu să și filmezi, să și montezi, după aia mai ales la partea de montat. Da, nu, și editing de editat este crunt. Adică cu volumul pe care îl fac eu n-ai cum să faci totul editing. Tu faci totul este live sau faci și absolut totul e live. Totul e live. Da, adică tot ce postez pe canal e live. Totul live și după aia pui și pe canalul tău de YouTube. Exact, da. Și ce și pe urmă editează, adică iau editorii mei au bucata de live, o și editează și da. Și o fac bucățene. Exact, da. Aș vrea, înainte să intrăm și aprofundăm subiectul ăsta, aș vrea să fac un disclaimer. Din păcate avem aici la vecini niște lucrări și este posibil ca la un moment dat să auziți niște bormașini. Îmi pare rău, sincer, dar asta e situația și nu prea avem ce să facem. O să încercăm să mai scoatem, să mai edităm și să nu se audă așa de nasol, dar dacă o să se întâmple... O să vă simțiți ca sâmbătă dimineața la ora 8 în București. Exact. În apartamentul dumneavoastră. Exact. În cazul cum... care v-a fost dor de o bormașină, da. În minunatul nostru podcast. Și ar mai trebui să spunem celor care se uită la noi, care sunt obișnuiți să prezentăm pe invitatul nostru din punct de vedere al generațiilor, că tu, Silviu, ești din... Ești așa la granița la limită, între... Da. Ești la limită. Cum când se termină, îți scapă piciorul. Îți scapă piciorul puțin de la da. Milenial către generația Z. Da. Tu ai impresia, adică te face să crezi că ești mai mult milenial sau generația Z? Sau bă, nu ți-ai pus problema, nu ți-ai pus asta, problema asta? Da, exact. Nu prea mi-am pus problema. Tocmai am lucrat în publicitate. Am aflat pe parcurs că fix termenii ăștia de boomer, milenial, gen Z, gen alfa, gen whatever, baza lor este în consum. În obiceiurile de consum. Și că practic de aia s-au inventat tocmai ca să poți să diferențiezi și să vinzi mai bine și să targetezi și să la ala. Ca din punct de vedere al consumului de media, de produse, de whatever, cu siguranță sunt în zona de Gen Z, dar în același timp am și avut, nu știu, adolescență de asta de
Yugi Mafia, Paraziții și tot, na, tot, deci mai... tot environmentul ăla de... Millennial. Da, I guess. Adică n-am crescut cu internetul în brațe la modul ăla, știi, să stau pe YouTube din 2005 sau whatever. Stăm pe ODC. Luam viralele de pe YouTube, de pe ODC, de pe DC++. Știu că ești născut în București, în drumul Taberei, nu? Da. Cum era? Noi de obicei îi întrebăm, suntem foarte curioși, mai ales de aici, de cartierele din București. Cum arăta drumul Taberei când erai tu copil? Absolut superb. Pe măsură ce am... Adică știu că poate suna așa și ca o dată nostalgie, știi că eu am crescut acolo, dar nu știu, comparând și cu alte cartiere, și mai sunt cartiere frumoase, dar nu știu, comparând cu, nu știu, Bergen sau whatever, și că e foarte frumos, că e atât de verde, e atât de, are aleiuțe, are... are. Am văzut că s-au vorbit ăștia din drumul Taberei, da. am avut mai mulți invitați din drumul Taberei și, dar da, identic, știi cum? Fix la fel. Este zis, la da, fel, deci culoarea verde și da, este prezentă peste tot. Pentru că e un cartier făcut frumos, de comuniștii de l-au făcut foarte frumos, da, și l-au făcut mai mult pentru oameni, a fi în cartier dormitor, mai mult pentru oameni și nu pentru trafic intens, pentru industrie, pentru ala. Și adică e greu să faci un cartier urât cu gândul ăsta. Și pe unde stăteai, în ce zonă? Am crescut în absolut tot drumul Taberei, că m-am mutat constant și când eram mic și în, și acum în adulthood, în absolut toate zonele posibile. Acum tot acolo stai sau stai în altă parte? Tot acolo. Deci tot. Deci n-ai părăsit. Da, incinta. Dacă îi place omului, normal, că dacă omul a pus acolo piciorul... Da. Am părăsit pentru o scurtă perioadă de timp, dar tot în drumul Taberei m-am întors. E și o dată de român prost. Acolo am copilărit, acolo am... Și părinții stau tot în zonă? Da, taică-miu. Da, nu prea am. Nu. Da. Ok. Și din, tot așa, din perioada asta, ce amintire, nu știu, ce făceai când erai puști? Ce jocuri făceați? Ieșeați în fața blocului? Ce se întâmpla? Da, fix fața blocului. Aveam o grădină mare în fața blocului. O chestie pe care la fel n-am văzut-o cam pe nicăieri. O grădină imensă, dar de asta cumva semi-lăsat în paragină după 90 sau whatever, dar cumva era așa, all purpose. S-adunau și moșarii, veneau și câini, cu oameni cu câini, jucam și noi fotbal. Aveați și voi loc de fotbal printre copaci. Era o grădină foarte mare pe bulevardul 1 Mai, sunt făcute blocurile de așa natură încât ai niște grădini destul de mari în fața blocului, for some reason. E fix loc pentru un bloc. Deci e bloc, spațiu, bloc, spațiu și pe spațiu sunt grădini. Da, de la fotbal, nu știu, v-ați ascunsele, toate jocurile astea ale copilăriei și pe urmă am toate mintirile numai cu prostii făcute prin zona aia. De imediat după ce ne-au dat coșurile pe frunte, toate prostiile posibile. Am o amintire foarte, foarte dragă de prostie pe care o făceam. Bulevardul 1 Mai, adică ăla și cu bucla, e îngust. E blocul imens, de la lung, de nu se mai termină, două benzi. Și spațiul până la trotuar este foarte mic, practic. Și iarna ieșeam în fața blocului acolo pe stradă, făceam bulgări de aia serioși ca lumea, trecea trolebuzul și încercam să nimerim, să dăm un trolebuz fix unde stăteau oameni pe locuri ca să sară aia în sus, se sperie. Și era, bă, fantastic. Era atât de full feeling, adrenalina aia că deci fii atent, omul ăsta generația Z, da? Piciorul scăpat. Ei, bun, milenial, hai să spun, 95, da, ca da, să fim clar când s-a născut. Aceleași lucruri le făceam noi cu 100 de ani înainte, deci... Să construia un cartier în Iași unde locuiam, pe dealul din spatele blocurilor noastre, să construia un nou cartier și treceau pe acolo camioane. Nu era, îți dai seama, în 64-65 nu exista traficul care este acum. Deci treceau camioane și era bă, s-auzea de departe camion, toți copiii din spatele blocului, vine camionul, bă! Noi n-așteptam neapărat iarna și aveam biluțe făcute din nămol. Fratele meu. Am dat o dată de două ori. Deja aia știau când treceau prin fața, frânau ca, Doamne ferește, să întâmple ceva. Bă, și unul a frânat. I-am spart parbrizul. Deci a fost, nu știu dacă cărui piatră, erau vreo 4-5 care am tras o dată și probabil că toate la un loc au făcut să facă buful ăla, mă. Bă, s-a dat la...
noroc că nu stăteam toți în aceeași scară. Erau blocuri, mai multe scări, și toți am tulit-o. Ne-am ascuns, am spălat vase, eram pă, cei mai buni copii din lume, îți dai seama, aveam 5-6 ani, ăla tot urla, ieșiți afară, îți dai seama, mucles, frate, era ceva să ne... Dar uite, vezi, mi-a venit asta în cap, că e foarte mică creativitatea copilului, e aceeași oricând ar fi ea, știi? Foarte mișto. Da, eu cred, adică sunt 100% sigur că și copiii care se nasc azi fac prostiile lor, cum sunt ele văzute acum, adică și probabil nu mai e atât de palpitant să dai, bine, asta cu autobuzele cred că e destul de palpitant. Da, nu, adică că nu mai sunt același grad de prostii și așa, da, adică, dar sunt 100% sigur că există. Nu cred că mai ies totuși atât de mult pe afară, mai ies sau e doar un mit? Aha, bagnam, nu știu, nu, bă, ne mai enervează cumva chestia asta cu ieșitul afară în sine, pentru că mi se pare că nici, cel puțin în București, și nici administrațiile locale nu te ajută să ieși afară cu copilul, știi? Sau ras parcuri, sau făcut complex imobiliar. Adică ieși afară, dar unde? Și unde? Pe trotuar, da, sunt mașini, da, dragule. Exact, da. Și sunt parcurile alea, știi, ca asta mor pe parcurile alea care sunt la bulevard. Și stai, te duci cu copilul să stai să bagi dioxid, să bagi nox în tine. Știi? Adică mai bine nu mai ieși, știi? Da, nu știu acum cu ieșitul, cu neieșitul, mi se pare că e și o problemă, nu știu, capitalistă a tehnologizării excesive în care, știi, nu mai ai niciun impuls să ieși afară tocmai pentru că ai atâta entertainment înăuntru și în același timp, știi, ești bombardat cu asta, sport, fă sport, du-te, mișcă-te, copilul tău, trebuie să respire, și care cumva se duce fix în, știi, nu se duce în activități astea de zi cu zi, să te plimbi în cartier, să te plimbi în parc, să te plimbi... Nu, întotdeauna e du-l la sportul ăla care costă 2000 de lei pe lună. Du-l la, știi? Și e așa un cerc de ăsta vicios în care nici administrația nu vrea să... Uite, asta mai place la drumul Taberei, că este un cartier plimbabil. Adică poți să iei și să te plimbi, știi, 2 km, să zici, fără să trebuiască să te calci mașina sau să... zi, să te scui pe cineva că de ce ai traversat pe aici. Mie îmi plăcea foarte mult, cred că am mai zis asta, eu veneam verile, eu nu sunt de aici, dar veneam, aveam niște nași și veneam verile și stăteam în București, în drumul Taberei. Și unde? Mergeam în Moghioroș, exact acolo la ceas, stăteau, da, nașii mei, și mergeam în Moghioroș toată ziua, bună ziua, și acolo am învățat să not, în ștrandul Trei Ligheane. Ciurel, cred. Da. Nu? Trei Ligheane? Pardon, da, Trei Ligheane, da. Trei Ligheane, cred că îi zicea. Trei Ligheane, am aflat acum că Trei Ligheane se numeau toate în București. Ah, ok. Adică e Trei Ligheane și în Berceni, e Trei Ligheane și în Vitan. Asta n-a știut. Trei Ligheane. Da, ăla din drumul Taberei era cel ăla mai... Din drum. Și mergeam, da, acolo, adică asta era distracția, nu mergeam la mare, cred că n-aveam bani să merg la mare atunci, și mai mei mă duceau în București, stăteam în București, ce să fac în București vara... Toată ziua, bună ziua, am plimbat prin parc și mă duceam și acolo am învățat să not. Deci și pe mine mă leagă niște amintiri. Voiam să te întreb, știu că tu imediat după ce ai terminat liceul, te-ai și băgat în corporație, ai lucrat într-o agenție de publicitate. Asta ți-ai dorit? Adică din liceu spre zona asta te-ai dus sau a fost o pură întâmplare? Da, a fost o pură întâmplare motivată de foame. Practic scopul meu era să îmi găsesc un job cât mai repede. Da, pentru că nu puteam să... N-aveam nici cine să mă întrețin, nici nu puteam să mă întrețin eu, să termin 3 ani, 4 ani de facultate, adică nu era deloc o opțiune. Și am stat într-o zi și m-am gândit, ok, la ce mă pricep eu așa ca idee? Și am pus pe foaie la ce mă pricep, și la ce mă pricepeam era să fac... glume și meme pe internet. Aveam o pagină de meme care avea destul de mult succes pe vremea aia. Aveam un blog, LOL, și eram pe toate grupurile alea. Poate tu ai fost pe ele, pe Autobază, Utopia, whatever. Da, da, le știu. Eram admin și cumva consumam foarte mult foarte mult umor și meme content și whatever din zona de internet. Deci, ok, cum se traduce asta în viața reală? Cum pot să fac bani totuși? Cum pot să fac bani? Exact. Da. Și am flectat cu mai multe chestii. Am fost și colaborator la Vice. Am vrut mai întâi să mă angajez la Vice și mi-am dat seama că nu am deloc stofă de jurnalist și că tot ce pot să scriu sunt fițuici de astea la Caterinca, la ce mai făcea Vice în vremea aia cu... Niștocăran. Înjurăm.
Se poate înjuga? Se poate, da. Da, alea cum mi-am băgat cannabis în pizdă și la... mai le mai țineți minte pe alea, nu? Cu alea de la Vice, cu toate crazy shit cu droguri. Deci ai vrut să te angajezi la Vice ca să nu o faci tu. Da, efectiv, da, am vrut să... Exact, da. Exact. Da, am și avut... M-am avut așa un interviu weird cu un băiat de la noua Academia Cațaven cu aia fake. Nu mai știu cum îi zicea. Era Cațaven și Academia Cațaven cu aia fake după ce s-au despărțit. Și da, nu știu, mi se părea mie romantică cumva zona asta, nu știu, citeam Kamikaze la 17 ani și nu știu, mi se părea mie, bă, ce tare, stai să scrii căcaturi toată ziua, să faci mișto de Băsescu. Da. Păi și cum a fost interviul? Foarte jenant. A fost cu un băiat Marius, probabil nu știu dacă îl știi, Marius, în care îmi zicea că practic să vin la ei să fac, să iau memele de pe pagina mea de meme, să le pun la ei, să ceva fără bani sau cu bani ăștia de acadele. Da. Încercau și ei da, să fiți mai simpatici. Păi și după aia cum te-ai dus la un interviu și te-au acceptat? Da, interviu a fost, ne-am văzut în Unirii și am mâncat la Mec ceva la modul. Ah, ok. Am înțeles. Un interviu mai lejer așa da. Puțin, da. Da, bun, și la o agenție de publicitate cum ai aplicat la mai multe sau te-ai dus chitit la... Da, avem o cunoștință care era la Leo Bărnet parcă și mai luam info cum e, ce să faci, ce să caută, ce să whatever și mi-am făcut un CV de la vai de capul lui și am trimis mail-uri, m-am dus pe IQ Ads și am pe site-ul de publicitari și am luat toate agențiile la rând posibile care existau acolo și vedeam nume de agenție, Măchen, trebuie cu știe ce căcat e aia Măchen, și băgam pe Google, Măchen România, aha, ok, mail de contact, bun, și luam mail-ul de contact și dădeam mail cu CV, salut, îmi place foarte mult agenția voastră, Doamne Dumnezeule, mor după campaniile dumneavoastră. De deci, când v-am văzut întâia oară pentru da, prima vrut, dată, numai de la voi vreau să mănânc. Da, exact. Sunt și eu un tânăr entuziast care vrea să, da. Și am făcut asta, nu știu, cam de 100 și de mail-uri, dar și la bombe de alea de agenții, la de alea de spălare de bani pe față, am aflat mai târziu. Și la astea 100 și ceva de mail-uri am primit, cred că vreo 4-5 răspunsuri. Majoritatea negative, am primit două de-astea de interviu, una la o agenție de PR, deci eu căutam interșim neplătit, că așa era atunci, imediat, nu imediat după, dar acum câțiva ani s-a scos asta cu interșim neplătit, în caz că e cineva de vârstă mai mică și se oferă un interșim neplătit, este țeapă și este ilegal, nu le luați. Da, deci practic te duceai să te rogi de ei să lucrezi 3 luni pe Moca, cel puțin. Și stai un pic, că nu, dacă erau 3 luni, cred că era bine, dar se putea prelungi, se putea duce, cred exact, că și la un an de zile. Exact, pe Moca. Exact. Da. Da, cunoșteam oameni care erau în internship-uri de 8 luni, un an. Săraci. Și știi de ce? Pentru că patronii ziceau, ia să vedem, să uitau un pic la tine, ăsta are bani de acasă. Stai, da, banii cred că părinților. Pe asta se bazau, da, exact, au banii, da. Ce ai tu nevoie au de bani? Părinții bani, clar. Da. Vrei experiență? Ia și muncește. Da, și ducându-mă să mă milogez să lucrez cel puțin 3 luni pe Moca, am ajuns la o agenție de PR și mi-au zis că am avut un interviu, a fost cute, decent, whatever, că le place de mine, ha-ha, hi-hi, nu știu ce. Și pe urmă mi-au dat mail și mi-au zis, din păcate nu v-am putut alege pentru că la interviu a aplicat cineva care avea un an în experiență. What? Și l-au luat pe un om cu un an experiență să lucreze gratis 3 luni. Da. Mamă. Atât de mare era bătaia în vremea aia. Da, și bine, cred că vremea aia nu era chiar atât de multă bătaie pe cât a fost mereu, dar Marc. Asta da, era imediat după 2010, ce povestești, nu? 2012, 2013. Nu, era 16. Da, și pe urmă am ajuns la BBDO, unde m-au angajat să fac social media pentru tot felul de branduri, tip, nu știu, Pepsi, Lays, și scriam, făceam meme și scriam statusuri de Facebook pentru tot felul de branduri de genul ăsta. Și acolo ai rămas 7 sau 8 ani? Nu, Doamne, iar nu. Nu, pe 2016. Am vrut să mai încresc și mie salariul. Nu, dar ai stat câțiva ani. Am stat 2 ani acolo, pe urmă m-am dus la Publicis, pe urmă m-am dus la
o agenție de PR la Porto Novelli. Mă, am tot sărit din ele că îmi plăcea să-mi crească salariul. No, ok, din punctul ăsta de vedere ești foarte generația Z, recunosc că asta e, este o caracteristică, dar cum te-ai hotărât să începe drumul tău? Adică nici nu mi se asta, pare... asta mi este limpede, nu? Da, adică și firesc, că... dar nu-i... Da, asta e că eu nici nu e... Adică mi se pare că acum e promovată și asta de job hopping, like a tip and trick, știi, asta să te găsești mai multe. Dar atunci era evident, știi, adică erau 100 de oameni de lucrări în social media, eu aveam niște experiențe și eram cât de cât bun după 2 ani, știi, și venea unul și îmi zicea, îți dau 3.000 de lei în loc de 2.000 de lei. Și mă duceam la angajator și îi ziceam, bă, nene, vrei să-mi dai 3.000 de lei? Și angajatorul zicea, nu. Ziceam, bine, ok, o zi plăcută, toate cele bune. Și mă duceam la următor, că, na. Scuze-mă, ce ziceai? Nu, dar exact asta spuneam, că cum ai lucrat și ai căpătat experiență pe partea asta de social media, dar cum, ce declic a fost să, nu că să renunți la o slujbă plătită așa, să intri și să faci lucruri de bine, adică să faci. Nu, ce te-a hotărât să schimbi modul de... La ce te referi prin lucruri de bine? Adică chestii sociale. Ai început să faci... Da, nu cred că are legătură cu publicitatea. Păi nu, n-are... Da. De asta zic, a fost un declanșator ceva, ți-a făcut un declic, dă-i mă să încurc pe ăștia, nu mai vreau să lucrez pentru ei, hai să încep să fac singur bani și să investesc în ceva bun, să fiu un om de bine, nu știu. Da, nu mă consider neapărat un om de bine, adică nu cred că fac, știi, chestii așa, adică nu fac activism constant sau nu, adică nu pot să mă compar cu oameni, știi, care chiar fac asta. Dar tu pui niște întrebări. Da, I guess, îmi place, sunt curios, îmi place să explorez tot felul de subiecte de-astea sociale și să mă contrazic pe ele, că sunt opinionated și, nu știu, îmi place să citesc chestii. Nu știu care a fost de click-ul, cred că pur și simplu un conjugat de niște oameni de bine. Aha. Oameni din, nu știu... Anturajul, I guess, da, cunoștințe pe care le mai făceai, nu știu, oameni care voiau să fugă din publicitate să lucreze în ONG-uri, oameni care lucrau deja în ONG-uri, oameni care, nu știu, făceau activism în felul lor, în bula lor și așa mai departe. Mm-hmm. Mi-amintesc că l-ați avut pe Tocilescu, că a avut Tocilescu o dată de s-a făcut administrator de bloc la blocul lui. Da. Pune aia, tare, da. Și după aia a scris o piesă de teatru despre asta, eu am jucat în ea. Wow, ok. Da, ok. A fost... Da. Și na, la un moment dat, na, chestia asta cu streaming-ul și cu na, zona asta de persoană publică a venit cumva natural, că mă plictisisem de publicitate odată și a doua oară, na, pe măsură ce mi s-a mai dezvoltat așa conștiința socială. Asta e foarte mișto. Am început să urăsc efectiv, știi, jobul ăla de... Corporație? Da, e că nici măcar nu e corporație, că agențiile nu sunt, adică nu sunt la nivelul ăla de corporație, chiar dacă se corporatizează unele dintre ele. Adică era lejer, e de departe printre cele mai lejere locuri de muncă pe care poți să le iei după ce capezi niște experiență. Da, nu știu, tot procesul ăsta de, e o carte de, cu bullshit jobs, e fixă bullshit job de schimbat mail-uri, de, știi, adică n-are esența aia, știi, pe care o zic, e creativ, tu faci campanie, uite, Volkswagen Beetle, ai trecut 70 de ani, nu mai face nimeni reclame cu Volkswagen Beetle și asta era... Da, mai întâi ai început să faci YouTube... Și după aia ai făcut Twitch, nu? Sau? Da, da, urmăream foarte activ tot felul de content din state, de YouTube și de la. Și îmi plăcea foarte mult tipul ăsta de react content care intra cu niște comedie, care intra cu niște social commentary și la. Și eram topit pe chestia asta și... Ai zis să faci și în română, nu? Basically, da. Adică că îmi plăcea atât de mult că la un moment dat am zis eu cu mai mulți prieteni, că avem atâtea subiecte pe care să discutăm, pe care să râdem, pe care să... E fix asta, știi, cum să naști un podcast, dai drumul la o cameră și ai conversația și doar te gândești să dai drumul la o cameră. Și ceva la modul, da, cumva încet, dar a fost un proces, adică, știi, mai întâi mi-am luat o cameră, pe m-am uitat cum să editez, pe urmă, adică au trecut așa niște ani în care am flirtat cu ideea până am făcut gen două videouri și al doilea bubuit a fost un viral de-asta nebun cu Tana Budean și Marc. L-am avut invitat pe Coteț și el zicea și mi se pare că are foarte mare dreptate că YouTube-ul
poate fi o facultate foarte bună. Adică dacă investești timp și stai și ești, ai drive, știi, și ești hotărât să faci treaba asta, chiar poți să înveți multe chestii. Cu siguranță, da, 100%. Adică tot ce înseamnă zona de skill-uri digitale, skill-uri de-astea de, din noua economie și așa mai departe, da, cu siguranță. Adică eu cred că sunt un exemplu că na, mi-am găsit job și mi-am făcut o carieră și am făcut toate cele și mă refer la cariera asta în publicitate. Tocmai din informații de pe internet și din, nu cred că e doar YouTube, cred că e tot toată zona de internet, dar din păcate aia e că știi, sunt câteva joburi pe care poți să le vezi de pe internet. Vorbeam, l-am avut invitat pe Dragoș Pătraru aseară pe stream și vorbeam cu el asta de, știi, când nu poți să vezi de pe YouTube cum să fii strungar sau nu poți să vezi de pe YouTube cum să, știi, să fii șofer pe TIC sau mai știu eu ce. Adică că mi se pare că e și așa o discuție asta pe care o avem noi în bula noastră de oameni super conectați la internet, de poți să înveți orice. I mean, nu, eu, clar, poți nu poți să înveți multe chestii. Multe, dar nu pot, nu, nici da. Chirurg nu poți să fii. Exact, da. Adică poți să înveți, dacă intrăm în medical, poți să înveți niște metode de doctor de familie, să vezi ce întreabă ăla acum, adică să vezi niște metode. Dar nu poți să pui mâna și să fii talentul că trebuie să înveți să tai, să trebuie să... Păi și la putut cui, să știi, că stăteam să mă gândesc, bă, trebuie să bați într-un anumit fel. Ăla te învață pe YouTube, dar până când nu pui tu până mâna, nu tu, cu... tu nu, da, până nu-ți ciocan. Faci două boală pe aici în loc de falangele astea, da, n-ai cum să faci altfel. Dar nu ți-a fost frică, pentru că e, adică în momentul în care te apuci de YouTube, în momentul în care te apuci să faci, e un proces, adică poate fi un proces foarte, foarte lung și de obicei ai nevoie de ani de zile, unii se chinuie ani de zile și se lasă după aia pentru că sunt dezamăgiți, sunt frustrați și așa mai departe. Nu ți-a fost frică că o să-ți ia foarte mult timp? Acum am înțeles ce ai întrebat. Adică procesul până să, da, până să filmez, să editez, să dau drumul pe YouTube a fost lung. Adică a fost de ani de zile în care a fost așa in the back of my head, mai flicteam cu ideea, mai făceam un video, dar nu-mi plăcea și-l ștergeam. Mi-a fost, dar cumva era foarte, și încă e foarte fun pentru mine. Adică îmi iau și niște plăcere din chestia asta și niște distracții și niște socializare cu, știi, și cu prietenii cu care mai filmez și cu oamenii de pe, din chat și mai departe. Și, adică și n-am simțit niciodată ca o chestie care dacă mă apuc și nu am, știi, suta de mii de urmăritori sau whatever, am failuit la ea. Adică a fost o chestie de, nu știu, de plăcere. Adică bănuiesc cum și vouă vă plăcea să vorbiți între voi, da, și a zis, da, hai să punem o cameră. Știi, bubuim, ok, nu bubuim, noi mai avem încercăm conversațiile astea care ne, știi... Păi nu, că bănuiesc că tu nu ți-ai propus o să fac așa, adică tu nu știi unde o să ajungi. Adică da, nu știi, cu siguranță. Tu ai început de dragul că vrei să faci, da, chestia asta, pur și simplu. Da. Lucrurile bune, cred că așa este, dacă vrei, nu-ți propui neapărat, bă, trebuie să ajung la 100.000, cum zici tu, sau 1.000.000 de follower, că altfel, da, e nasul ei, că așa îmi vine share-ul și astea și banii și nu știu ce. Păi, nu așa merg lucrurile. Cred că trebuie să faci un... Și ce vorbeam cu Alex, că acum îmi vine o idee, o chestie ce mi-a venit în cap înainte de a veni tu. Omul, cel care se uită, că e pe, dar în principal pe internet, dacă vede că ești real, deci dacă ceea ce spui trăiești adevărat, adică nu e un fake, nu ne facem că vorbim despre sau alegem noi ca să fie frumos și nu parfumăm lucrurile, ci pur și simplu discuți de adevăratele, ce crezi tu despre o chestie, aia atrage întotdeauna. Că mă întreba Alex, bă, da, cum e posibil, mă, când ai Netflix, HBO Max, ai Prime, Amazon Prime, ai atât milioane de filme, lumea încă se uită pe YouTube să vadă niște chestii care sunt niște nișe. Da. Și asta i-am spus, zic, pentru că lumea vrea să vadă ceva autentic. Te uiți la o fantezie, te uiți pe Netflix, te uiți pe Amazon, da, Prime, vezi niște chestii care costă 10 de milioane un episod, fantastic făcute, totul e desen animat acum aproape și vezi, de ce dracu mai pun și oameni acolo dacă tot fac desenele alea animate atât de mișto, ce dracu mai au și actori, să facă desene animate și cu asta pe asta, punct și bună ziua, terminăm și cu actoria. Păi ai văzut ce resurgence acum cu anime-ul, cu știa că...
S-a luat anime-ul și conceptul de desen animat de la, știi, nișa aia de oameni de făceam mișto de ei și acum e pretty mainstream. Adică vezi pe Netflix e full de anime-uri, de desene animate și așa mai departe. Deci au nevoie, oamenii au nevoie să se uite la chestii adevărate și dacă cumva rezonează ideea pe care o zici tu sau Alex sau eu sau cine vorbește în podcastul respectiv sau în emisiunea respectivă, cu ce crezi tu? Păi l-ai făcut, ăla-i robul tău pe bun, adică ăla vine, păi stai mă că așa gândesc și eu. Și dintr-o dată ești prieten cu el. Tu devii, bă, vreau să mai văd ce mai spune omul ăla. Eu așa cred că-s lucruri. De asta are succes atât de mare net în felul ăsta. Pentru că spune niște lucruri pe care tu, când tu ești la televizor, nu au voie să le spună, nu au voie să înjure. Ok. Da, adică nu, totul este parfumat, totul e aranjat, cosmetizat ca să putem să avem niște reguli, trebuie să le livrăm, cum se spune, ai livrat, livrezi într-un fel. Păi, ce? Eu nu mai vreau să vorbesc sau nu știu, mă duc să fac pipi sau habar n-am. E de adevăratele. Da, se întâmplă lucruri. Și de-aia lumea are nevoie de chestia asta adevărată. Dacă nu mai iese din casă și stă în casă. Total, total de acord. Eu am o problemă pe care o zic mereu cu și mai ales în zona de live streaming-ul, deși mai real, exact cum ai zis tu, de știi, mă vede când mă o să mă piș. Da, 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 da. Știe că eu atunci, în secunda aia, stau cu plamână și mă piș. Da, da, da. Adică da. E mult mai real sentimentul ăsta de apropiere de la și eu încerc să zic mereu despre acest fenomen periculos care se numește... I-a dispărut, aveai și tu o sinapsă bună acolo și atunci care se numește relație parasocială și relațiile parasociale sunt foarte, pot să devină foarte periculoase, sunt genul de relații pe care le are, nu știu, un bărbat disperat cu o femeie pe care o vede la videochat. Știi că e cam aceeași chestie de live, de știi, că ne conversăm, eu îți răspund, tu îmi răspunzi, avem o conversație. E genul de relație pe care poate să o aibă un chatter de la mine din chat cu mine, care crede că ești prietenul lui. Crede că sunt prietenul lui, eu ne știm că asta e definiția, că omul care crede că tu ești prietenul lui, dar tu nu știi cine e omul ăla, știi? Și, încă nu-l vezi. Ca în cântecul lui Eminem. Da. Și e foarte, mi se pare foarte periculos. Sunt foarte mulți oameni care profită de chestia asta și au fost niște cazuri absolut oribile în istoria live streamingului de zona asta de, știi, de streamer sau de persoane publice care profitau de relația parasocială pe care o aveau cu fanii lor. Acum recent a fost un băiat care s-a împrumutat, nu știu, 300.000 de dolari pentru că era dependent de păcănele. S-a împrumutat 300.000 de dolari de la moderatorii lui de pe stream, de la fanii lui, de la alți prieteni streamer, de la nu știu ce, ca să le dea țeapă, bineînțeles. Și da, adică că e foarte periculos de ținut distanța asta și cumva, nu știu, eu încerc mereu să mă păstrez așa la o distanță în care știi să înțelegi că, bă, eu sunt un băiat, eu sunt un entertainer, eu sunt o maimuțică la tine pe ecran. Nu suntem prieteni, nu ne cunoaștem, nu știu cine ești, îți mulțumesc pentru suport, îți mulțumesc pentru că ești aici, îți mulțumesc că îți place de mine, dar știi, avem un boundary. Da, da, avem un boundary și e, na. Mie mi se pare foarte greu să faci live, adică mi se pare că în momentul în care vorbești, în momentul în care faci vreo gafă, în momentul în care, nu știu, te bâlbâi și așa mai departe, n-ai, adică știi, aia e, tată. Cât de greu ți-a fost să începi să faci treaba asta? Zic chestia asta mereu și nimeni nu e de acord cu mine. Mie mi-a fost mult mai ușor să fac live-uri decât să mă înregistrez în fața camerei. Eu prima oară când am pus camera în fața mea și am încercat să fac un video, nu mai știu ce, am încercat să fac un video. Mi-am făcut așa niște idei, niște glume scriptate, niște la, aveam tot în fața mea. Am dat prima oară drumul la cameră, da, mi-am cumpărat camera, am dat drumul la ea cu microfon, cu toate cele și am avut un atac de panică, cred că singurul atac de panică super serios din viața mea, pentru că mă bâlbâiam constant și gen că am stat, nu știu, vreo două ore să zic, nu știu, să zic două minute de video.
Și mi-am dat-o super nasol că holy fuck, eu sunt praf pe chestia asta, n-am cum vreodată, cât de prost să fiu, să nu fiu în stare să zic două cuvinte la cameră și așa mai departe. Cu exercițiu am mai dispărut din chestia asta, la fel foarte oribil pentru mine era să meditez clipurile. Să te vezi tu pe tine. Să mă văd pe mine constant, știi, bâlbâindu-mă, trebuind să tai cu coșul pe frunte, cu whatever. Și când a venit pandemia și am văzut tot boom-ul ăsta de live stream-uri, eu cumva eram cât de cât, adică urmăream oameni de pe Twitch, știam cam care este universul așa, grosso modo. Da, și am zis, wow, this is o idee bună ca să scap de căcatul ăsta pe care nu-l suport. Știi că făceam un video și dura două săptămâni, știi, până, să da. Filmat, dura o zi la cât mă bâlbâiam, la când știu ce, editat 4-5 zile ca habar n-aveam să editez, mai gândeam, asta e că nu-mi place asta, asta e caută muzică, adică că asta e că nu știam nimic, făceam totul cumva de la zero învățând pe parcurs by doing it. Și la un moment dat mi-am dat seama că e un cap la chestia asta, pentru că nu pot să am timpul, știi, să și fac cât content vreau, să și editez tot eu, să și mă duc la muncă, că lucream pe vremea aia, să și. Și de asta cumva când a apărut asta de Lightning, ai zis, ok, ce se poate întâmpla? Adică te faci de râs, dar... Și mergi mai înainte. Și mergi înainte, da. Deci la tine presiunea asta a funcționat, adică ok, e live, mă adun, a fost invers, asta pentru... e, trebuie să fiu coerent, da. Trebuie să nu mă bâlbui, trebuie să nu fac greșeli gramaticale și așa mai departe. Exact, da. Deci 100%. Asta e, am intrat în match direct, nu mai... Da, și să știi că lumea este mult mai îngăduitoare pentru tot ceea ce este live, pentru că în viața de zi cu zi poți să mai dai bâlbe, poți să mai greșești, poți să-ți umiți ideea și să o iei de la capăt. Adică asta este atât de natural încât auditorul niciodată nu o să-ți spună, a, uite că a greșit aia. Chiar dacă sunt grammar nații. E bine, există hate-reală, dar asta e peste tot. Hate-reală există... Așa e, da, ai dreptate. Există hate-reală peste tot, oricând. Aia sunt niște băieți care asta... Frustrarea lor maximă este asta. Cine am eu? De ce are ăla? Ia să-l... Eu tragem la rădăcină ăla. Asta nu pot să scap de ea. Hate-reală e hate-reală. 100%. Dar odată că tu ești mult mai confortabil, nu mai stai să pierzi vremea să mai editezi, că i-ai dat drumul, sar niște etape, numai că bănuiesc că trebuie să pregătești mult mai bine dinainte tot ce... Adică să-ți faci niște idei, să ți le scrii, să... Nu știu, trebuie să... Cred că te ajută foarte mult tot background-ul ăsta pe care îl ai și cu meme. Adică cred că știi foarte... Cred că știi destul de bine cam ce subiecte ar... prin ce subiecte n-ar prinde, adică nu cred că poți să intuiești destul de bine. Tocmai ideea asta de keeping it real și poate nu prea mă orientez pe ideea de știi ce subiect prinde. De multe ori disper pe oamenii de pe stream că mă apuc să vorbesc pe tot felul de căcate care nu interesează pe nimeni, știi? Deci așa tare ai ajuns? Bravo! Da, ce mișto e asta? Urbanismul bucureștean, știi? Adică câți bucureșteni sunt acolo și câți bucureșteni sunt interesați de, sau să mă audă pe mine cum rentuiesc despre piste de bicicletă sau mai știu ce căcat. Și, adică tocmai asta îmi place, că am ocazia să vorbesc căcaturile astea pe care mi-aș dori să le vorbesc și să-i prind pe aia, știi? Cât sunt acolo? 50 de oameni din 2000 care mai sunt și interesați și care pot să am o conversație și pe temele astea. Adică nu... urăsc chestia asta de da, e o muncă titanică în spate, Doamne, dar nici nu aveți, dar n-ați putea. Nu, eu cine știe ce pregătire. Mi se pare că dacă ai genul ăsta de, nu știu, că sunt, am și cumva noroc că am genul ăsta de caracter foarte extrovert și foarte îmi place să îmi trâncă negura și așa mai departe. E ușor cumva să-ți vină subiectele și să te interesezi. Nu, cred că pregătirea e... Da, la început era gen vreo oră înainte de stream, acum e și la 5 minute. 20 de minute. Păi serios, da, adică știu cam ce vreau să zic pe un subiect, nu stau să-mi scriu. Bine, deja ai experiență și știi cum să vorbești. Nu știu, adică la început trebuie pregătire, 100%. Dar eu cred, adică sunt 100% convins că absolut oricine poate să facă chestia asta și să devină confortabil cu ea mult mai ușor decât devii confortabil cu ideea asta. Stau în fața camerei, vorbesc frumos, mă uiți fix în cameră, n-am voie să mă uit la mine, știi? Poți să ne zici un pic de Twitch, ce este exact Twitch pentru cei care
nu știu, care aud acum pentru prima dată, mă, Twitch, ce căcat o fi acest... Ce e aia, domne, Twitch? Twitch este o platformă de live streaming, adică unde oamenii dau drumul la un webcam sau la o cameră și sunt live și tu îi vezi live făcând chestii. E video chat, dar cu gaming sau cu discuții. Cred că la bază e de gaming, nu? La bază cu siguranță, da, e de gaming, a pornit ca platformă de live streaming de jocuri, să intri, să vezi cum să joacă omul tot felul de chestii. Pe măsură ce a trecut timpul din cauza sau datorită presiunii cumva comunității care își dorea să se uite și la chestii de pe YouTube, își dorea să discute, își dorea să whatever, că nu era permis asta pe Twitch, adică n-aveai voie să te uiți la un video de pe YouTube, să zicem, era doar cu gaming. Încet, încet a evoluat în acest all encompassing platformă de, de streaming și cumva a fost pionierul la tot ce e acum spațiul ăsta de live-uri și, și tot ce e pe TikTok. Mi se pare că tot ce aduce TikTok-ul cu live streaming-ul e așa, știi, foarte democratizat, foarte, adică nu mai e o chestie atât de, știi, complexă. Da, și acolo, dacă vrei să mă urmărești când sunt live, eu zic, salut, intru live la 8. Dacă tu n-ai ce faci la 8, dai drumul la Twitch pe TV, pe telefon, pe laptop și te uiți la mine și stai acolo. Scrii în chat, îți dai cu părerea, uneori îți răspund, alteori te înjur. Ce să, ce să nimerește? Și cred că a bubuit destul de tare în pandemie, nu? Da, da, clar. Da. Adică oricum tot spațiul de live oricum streaming. Tot, adică și podcasturile la fel în timpul pandemiei au explodat absolut. Da, a fost nevoie de content și de content mai ales de ăsta care să-ți ia gândul de la depresia de viață pe care o ai în casă. Și prin faptul că nici nu mai puteai ieși la un moment dat. Păi da, tocmai de asta cu live-ul, cu, da. Ba, dacă nu mai pot ieși, mă uit la unii care spun ceva, nu? Da, cam asta. Că e și asta de real time, știi, că iată, pot să share-uiesc această, că chiar vorbeam chestiile astea când erau lockdown-urile alea nasoale, de, știi, că oamenii cumva își luau alinarea văzând că mai sunt încă 2000 de oameni acolo pe live la mine, care și ei stau închiși în casă alături de mine și ne vorbim chestii acolo. Și, de exemplu, dacă eu aș vrea să mă apuc de Twitch, să fac și eu Twitch, ce sfat mi-ai da? Care ar fi pașii? Sfatul, cred că singurul relevant, e să folosești pe bune platforma. Și când zic asta, adică să te uiți să vezi ce mă interesează pe mine. Îmi place gaming-ul, du-te, caută, știi, 3 creatori de gaming, vezi ce fac... Și o să te prinzi, adică după ce urmărești o lună pe ea în fiecare seară, te prinzi cam care e treaba, te prinzi cam cum să gestionezi conflicte, te prinzi cum să gestionezi, nu știu, oameni problematici în chat sau oameni care vin și aruncă cu bani în tine sau oameni care... Este o felă de situații de-astea în care nu te lovești niciodată în orice altă treabă de genul. Dar mi se pare că doar just by watching. Da, asta poate fi o problemă, că aruncă cu bani în tine? Din punctul meu de vedere, da, pentru că sunt unii oameni care, nu știu, pentru mine e o frică fix din ideea de parasocial, de știi ce relație ai cu mine dacă îmi trimiți, știi, 1000 de euro în două seri. E puțin îngrijorător, știi? Da, ce vrei cine de la mine? Știi, cine e omul ăsta în România de are să-mi dea 1000 de euro? Ți s-a întâmplat asta? Nu, cred că cu o sumă atât de mare, dar da, au mai fost oameni pe parcursul... Ok, și cum gestionezi treaba asta? Ei îți dau asta de drag sau există un ca la Patreon, domne, ai niște drag. Chestii, niște... Pur și simplu... Și pe cine dai că o să taxezi 1000 de euro? nu, de drag. Sunt fie oameni care dau constant 10 euro, 20 de euro, 30 de euro, 50 de euro, fie oameni care vin cumva să flexeze, știi, și lasă 500 de euro sau mai știu eu ce. Bine, asta e foarte rar. Dă-mi adresa, că poate nu. Da. Și cumva intră mereu, bă, ce, care e treaba cu tine? De ce îmi dai ția bani? Ce faci? Știi? Mi-e frică că i-a furat cardul lui ăsta, mi-e frică că... A, deci întotdeauna adresezi treaba, adică întrebi, nu o lași... De multe ori sunt, nu știu, oameni care lucrează în IT, ori în țară, ori în afara țării, majoritatea în afara țării, ori oameni care, nu știu... Oameni care fac video chat și au mulți bani din cauza datorită acestei meserii frumoase. Da. Nu știu, tot felul de oameni. Da, adică n-am avut niciodată o situație de asta și nasoală sau mai știu eu ce să. Ca asta e că nici nu poți să blochezi, știi? Adică nici nu poți să, că n-ai cum, adică n-ai cum tehnic vorbind să-l blochezi pe unul să-ți mai doneze. Da.
Da, nu, adică n-au fost deloc dese cazurile astea și mă bucur foarte mult că oamenii care vor să flexeze cu bani flexează atunci când am stream-uri caritabile în care strângem bani pentru ONG-uri și atunci le zic: haide cu ei, aveți bani, vreți să flexați, luați și flexați. Ha, bă, IT-știi, corporatiști, ha, luați și flexați. Făceam eu foarte mereu mișto de NFT-uri și de cripto și de toate astea pe stream. Da, știu că ești împotriva, da, total. Cel mai mare cripto din aer. Eu și Cătălin Moise. Și a fost acum la ultimul stream caritabil, era unul care zicea: uite cu aia, îți dau 200 de euro pentru campania asta, dar banii și-ați făcut din NFT-uri. E zis: bravo cu aia, ia mai dă. Și a dat, nu știu, cred că avea vreo 700-800 de euro sau ceva la modul pentru până la finalul serii. Și cu oamenii care înjură și fac ca toate cele, cum gestionezi? Îi scoți pur și simplu sau încerci? Depinde de gravitate. Există opțiunea de timeout în care practic te oblig să taci între o secundă și 7 zile și există opțiunea de ban în care nu mai poți să mai scrii niciodată nimica în chat. Asta de ban de obicei se aplică la oamenii care sunt rău intenționați cu chestii de tip rasism, sexism, homofobie, de asta pe față și așa mai departe. Dar în general noi avem o regulă, zici un căcat ăsta problematic, îți iei timeout, revii cu căcatul, pentru că eu pot să văd din istorie, știi, că ți-ai luat timeout acum nu știu cât timp pentru un căcat pe care l-ai zis, revii cu alt căcat problematic, zbori. Și asta gestionezi tu sau sunt colegii tăi sau gestionează platforma? Gestionez și eu și mai gestionează moderatorii. Pe Twitch, pe toate platformele de streaming, poți să spui moderatori pe care tu îi selectezi în funcție de ce vrei tu. Sunt oamenii tăi, cum ar veni. Da, și au puterea să facă chestiile astea în numele meu, cum ar veni. Adică să scoată oameni, să dea timeout, ban și așa mai departe. Oameni care au fost acolo cum de din prima zi. Da, 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 nu, colegii tăi cum ar veni, da, colegii tăi în care ai total încredere, da, că nu poți să faci tu tot. Bine, tu răspunzi la câțiva, dar bănuiesc că sunt mulți care comentează, da, sunt, da, o grămadă. Da. Cred că sunt 4-5 mii de oameni pe stream, da. E haos. Tu ai putea practic să faci asta de oriunde, adică nu trebuie să fii neapărat într-un apartament sau într-un studio în drumul Taberei ca să faci treaba asta. Te-ai gândit să pleci din țară la modul concret și să continui să faci treaba asta? Să mă mut de tot? Da, să, nu știu, sau să te duci metro. Am făcut asta din concediu. Okay. Acum, ultima oară când am fost în concediu, mi-am luat cu mine laptop și două microfoane și am făcut două, trei stream-uri cu prietena mea. Dar definitiv nu. Nu vreau să mă mut definitiv din țară. Îi place, mă, drumul Taberei. Cred că am stabilit chestia asta de la bun început. Da, cu siguranță aș putea. În același timp, nu cred că aș... Adică mi-e greu să cred că aș avea aceeași... Cum să zic... Aceeași relevanță pentru oamenii care mă urmăresc, că na, sunt un băiat din afara țării care nu mai e deloc la curent cu ce se întâmplă. Ai pierde contactul. Exact, da. Băi, trebuie să fii în mijlocul a ce se întâmplă. Adică nu poate să vorbească despre pistele de biciclete din Ferentar, da, dacă nu ai trecut pe acolo. Adică nu poți să fii în Ibița și să spui: bă, dar uite, pe acolo nu se fac, nu s-au construit, și-au făcut ăla mol sau mai știu eu ce. Și cred că asta se reflectă și în cultura asta media, o comentez eu constant, știi? Adică, știi, discut despre nu știu ce scandal de la 3000 de kilometri, eu, și nemai având contact nici cu oamenii care, și adică cum vorbim noi acum despre un subiect, și eu nu mă o să mai am contactul ăsta, dar nu, adică nu m-am... Nu cred că aș face asta vreodată. Am întrebat destul de mulți invitați, știi, de chestia asta, pentru că mi se pare o întrebare și mi se pare un subiect important, știi, pentru că din păcate suntem toți nemulțumiți de ce se întâmplă, sunt foarte multe probleme la 30 și ceva de ani de la Revoluție și sunt din ce în ce mai mulți oameni care aleg să plece, știi? Și atunci mi se pare important să întrebă: tu vrei să pleci? Dacă da, de ce? Dacă nu, ce tot, adică ce te face să rămâi aici, deși clar ești nemulțumit, deși clar semnalezi niște probleme, știi? N-am deloc, știi, chestia asta de vreau să dă patriotism sau de ce nu mă leagă vreun concept ăsta weird de țară. Mi-ar plăcea super mult și să pot să trăiesc în Spania undeva cu 10-15 prieteni apropiați, să ne mutăm toți deodată și să ne facem o mică comunitate de români tip. Dar știi, adică e tot așa dintr-un loc de, cum să zic, de privilegiu, știi? Adică n-aș pleca de foame. N-aș pleca că am doi copii de crescut și nu mai găsesc job și trebuie să fiu ca orice om din
România care zice să muncească împotriva voinței lui, more or less. Sunt un om foarte sociabil, sunt un om foarte extrovert, îmi place să vorbesc, să ies la cafeluțe, la cocktailuri, la water, îmi place să fiu aproape de oamenii din viața mea, îmi place să ies, să mă distrez, să socializez. Lucru pe care n-ai avea cum să-l faci dacă te muți, știi, adică cel puțin pentru 2, 3, 5, 10 ani e greu să-l faci când te muți în altă țară. Am experimentat asta, am stat 3 luni în Germania, în Hamburg, un diavol de țară. De ce? Nu știu, am urât absolut tot ce era acolo din cauza. Ai stat doar în Hamburg sau te-ai mai plimbat și prin alte locuri? Am stat în Hamburg și m-am mai dus prin Berlin cu trenul. Nu știu, nu vreau să fac o generalizare, man, dar xenofob ca toți dragi, deci te urăsc cu un patos că nu ești neamț și o vezi în fiecare interacțiune posibilă. Ok, cu oamenii tineri nu o vezi atât de des, deși o vezi cu oamenii tineri, dar dacă vorbești cu orice om 30-35 plus, man, te simți, zici că ești, nu știu, I hated it, tocmai din cauza asta, de tot felul de cazuri de astea. Atenție, e un băiat alb care nu te prinzi până deschizi gura. Nu te prinzi. Nu, chiar ai putea să și imaginam ce dracu o fi în sufletul, știi, comunității de turci din Germania, de, știi, sirienii de care au ajuns acolo. Da. Și o fi în sufletul omului, dacă eu mă simt atât de oribil în jegul ăsta. Și atenție, Hamburg, oraș destul de cosmopolit. Corporatizat, cosmopolit, da, adică, și am mai auzit o fel de povești astea din Germania mai rurală sau din Germania mai nemetropolitană, da. Măi, cazuri de-astea, uite, ca să nu urle lumea prin comentarii că sunt diliman, am avut cazul meu preferat, deși am pățit de la supermarketuri, la farmacii, la tot. Dar tu acolo ai fost turist 3 luni de zile sau ai muncit sau ce ai făcut? Am fost la un curs de publicitate, la o școală de publicitate. Ok. 3 luni. Și am stat într-un cămin de ăsta studențesc. Cu oameni din toată lumea, lucru care I loved it, că erau oameni din toată lumea și nu erau nemți. Da, vei cu cine vorbi, da, care să nu te urască, da, instantaneu. Da. Am avut cea mai fain întâmplare, adică pe lângă faptul că după o lună deja oriunde mă duceam țintuiam imigranți, să mă duc să mă servească imigranți, ce mi se părea mie ca fiind imigrant, da, oameni care se vedeau că nu sunt blonzi cu ochii albaștri, oameni care, nu știu, femei cu hijabul pe cap, care era clar că nu sunt nemțoaice de 8 generații și așa mai departe. Da, cea mai funny fază, abia apăruseră scuterele astea de trotinetele, abia apăruseră și eu nu mă dusem pe ele în București și m-am urcat pe odaia și m-am plimbat prin Hamburg, pe acolo, prin zona, pe la universitate unde eram. Și mă oprește un polițist, ăsta un sectorist, cum ar veni, dar lor, știi, adică nu poliție cu mașina, băia de la de să plimbă cu mâinile la spate, zice, a, să rupe o floare acolo, vă rog, nu mai rupeți floarea, genul ăla. Un moș, de, nu știu, 60 de ani sau ceva. Și mai mult. Nu, era moș. Era de la... Știi ce? Eu n-o să am nicio problemă când o să-mi zic că, n-o să-mi zic că toți... Dar nu, eu m-am uitat la tine să văd, băi, fii atent, avem oamenii noștri aici. Te rog, scuză-mă, hai. Nu, eu scuze. Da, și m-a oprit cu zâmbetul pe buze, ăsta, știi, prietenul cartierului. Ei, îmi zice în germană, ei, stai un pic, nu știu ce. Și eu mă opresc, adică nu înțelegeam și din limbajul non-verbal, mă opresc și îmi zice, mă întreabă în germană, ce, was ist das, trotinetan? Efectiv, m-a întrebat, care-i faza cu trotinetele astea? Efectiv, abia apăruseră de câteva zile în tot Hamburgul, le-au parașutat pe străzi. Și îi zic în germană, că învățasem cum să zic în germană, îmi pare rău, nu vorbesc limba germană, dacă putem să vorbim în engleză. Asta îi zic în germană, știi, și am exersat alea cu accentul perfect și am căutat cum se zice cu accent, tocmai ca să nu trigăruiesc vreun xenofob. Și în secunda în care i-am deschis gura și am zis că nu sunt neamț, s-a schimbat, mă, dar ca în desene animate i s-a schimbat fața, ca în desene animate de la... Și începe să urle la mine. Măi, urlat cu din plămâni. Kasken! Where is Kasken?
nu știu cum zicea, dar urla la mine că de ce nu am cască. Bă, dar ca în desene animate, ca cum mi se schimba fața lui Tom, că e exact așa. Aaa, cască, ce faci? Bă, umbli așa, păstră! Și am rămas, holy fuck! Știi, tot, efectiv, aia a fost pentru mine... Și ai plecat? A fost și printre primele... Normal că am plecat. A fost și printre primele zile când abia ajunsesem, nu știu, în primele două săptămâni. Și am fost, ok, ok, so this is how it is, ok. Apropo de aversiunea lor. Bă, adică e posibil să fi nimerit tu niște oameni din ăștia, adică... Mai în trei luni de zile mă îndoiesc. Asta era experiența tuturor oamenilor cu care am vorbit și nu erau din Germania. Absolut, n-am întâlnit pe nimeni să zică, wow, dar ce primitori sunt acești... De fapt, nici măcar primitori. Bă, eu n-am pățit. N-am auzit pe nimeni să zică, bă, eu n-am pățit. Eu n-am pățit, dar e adevărat că eu nu am stat, adică nu știu dacă e relevant sau nu, pentru că eu mereu am fost ca turist acolo, am o prietenă nemțoaică de ani de zile pe care am cunoscut-o la un moment dat prin Asia de Sud-Est, cred că prin 2013, acum foarte mult timp și de atunci am rămas în contact. Acum și are copil și eu am copil, vrem să ne vedem, să se cunoască copiii și așa mai departe, dar ne-am mai văzut în anii ăștia, am fost prin Berlin și ne-am văzut tot timpul și cu, da, e Berlin. Adevărat, în Berlin, da. Berlin, și Berlin nu este cosmopolit, am cunoscut și prietenii. Zice că Berlin nu e Germania. Da, și am cunoscut și prietenii și, mă rog, am fost prin niște cercuri și niciodată n-am simțit ce spui tu, dar... La fel, și eu am repet, fost la fel de nu... două ori în Berlin în vacanță, niciodată n-am simțit totul, nimic. Tot ce minunat. Era în Hamburg. Da, ce era în Hamburg, da, pentru că Berlin, cam an, adică e extrem de puțin, știi, nemți, jet by jet. E un fel de București, știi, găsește București anul real în București. Toată lumea e venită de pe undeva, adică mi se pare că... Și că ești tocmai că e greu să se conserve. Deci naționalismul ăsta în alte părți ale Germaniei este foarte rasic. Da, asta este peste tot, în toate țările din Europa este la fel. Deci, știi că am locuit un an de zile în Budapesta. Da. O luăm una de aproape de noi. Franța și alte țări. Dar îți dau exemplu ăsta cu Budapesta pentru că era evident. Erau naționaliști și în Budapesta. Am întâlnit foarte oameni de cultură, directori de teatru, care încercau să schimbe fața și vorbeau, dar erau oameni care se străduiau, înțelegi? Adică munceau pentru chestia asta și își dădeau seama că nu este firesc ca stând de vorbă cu un străin, cu un român, să-i faci capul mare cât e de căcat Soros și ce mișto este Victor Orban sau cum îl cheamă pe prim-ministrul lor. Că mă nebuneam. Erau billboard-uri pe tot, cum veneai de la aeroport până ajungeai 20 de kilometri în centrul Budapest, era ca un diavol făcut Soros pe toate billboard-urile și ce mișto și ce țară frumoasă face domnul Orban. Păi, eu am rămas cu gura căscată. Deci așa de șănțat, eu n-am văzut nicăieri. Nicăieri n-am văzut. Poate la ruși, poate la bieloruși o fi, dar într-o țară de adevăratelea occidentală, așa ceva nu te duce minte. Și vorbeam cu oameni pe stradă și au vorbit și în românește. Toți erau, știau că au neamuri la Harghita, din Covaza. Vorbeau mai greșit, dar nu spuneau că bă, eu nu vorbesc românește, că eu nu sunt român. Da, dracu, te-ai născut în Covaza și o spui că nu ești român. Ești din România, nu ești român, ești maghiar, firesc. Asta ești, etnicul. Și cu toți eram prieteni. Bă, dar cum am ieșit din Budapesta? Deci acolo, în Budapesta exista o dorință de comunicare, ok, nu e nicio problemă, că mai cosmopolit. Nimeni nu e din Budapesta, da, că nimeni nu e veniți dintr-o capitală. Da. Exact, că toți îți veniți undeva. Băi, cum ieșeai? Am fost în nord la granița cu Ucraina și cu România, spre satul mare încolo. Bă, frate, aproape să mă bat într-o benzinărie că îmi dăduse pentru mașina mea mare, că ăsta e autobuz care are 7 locuri. Zic, păi nu e autobuz, băi, ești nebun la cap? Păi are 3 banchete. Zic, da, are 3 banchete, dar nu e autobuz. Sunt mașini cu 3 banchete. Care e problema? Dom'le, aici scrie la 7+1 este autobuz. Și îmi dă, bă, trebuia să plătesc nu știu câte mii pentru de forenți pentru autobuz. Păi tu ești nebun la cap? Și am plecat, doar să sară la mine. Dom'le, dar nu ești din benzină. Dar cine ești, polițai, să mă oprești în benzină? Și m-am mai mers 100 de kilometri aproape de Budapesta, mi-am pus vinieta care trebuie și am plecat. Ăla nu m-a întrebat nicăieri că, băi, dar câte locuri are, că ești autobuz sau ce? Și tu, o mașină, frate.
Deci cam așa, adică atât de agresivi și atât de răi și atât de, bă, cine, a venit ăsta din cu mașină de România, tu ce cauți aici? Ce cauți? Da, da. E autostradă, fratele meu. Da. E fix asta ce ai zis tu de oamenii care se chinuiau să nu fie stereotipul. Erau oamenii tineri și când zic tineri, zic foarte tineri, sub 25, care tocmai, chiar dacă nu știau engleză, nu te dismisuiau că vorbești în engleză. Uh-huh. Încercau să comunice, încercau să nu fie niște ultimii muiști, efectiv. Și adică asta am văzut-o fix la oamenii tineri. Dar asta... crezi că nu știu că nu se face engleză la școală, nu știu că, bine. E, că știu engleză la nivelul ăsta de hello, hello, dacă încercam să purtăm o conversație, era mai complicat. Știi, trebuia să mai explici, mm-hmm. trebuia să mai... Da. Pentru că... la francez, cum ești la... Da, asta mi se pare că nemții și francezii sunt ceva special la gradul ăsta de naționalism. Dar să știi că francezii au pentru toate neamurile, adică ei nu sunt numai pentru imigranți. Pentru francezi, absolut toți ceilalți. Păi de-aia zic xenofobie și nu zic rasism. Da, adică exact. E și xenofobie, oribil, xenofobie. E o de-asta pe da, de-asta, da, de da. Urăști orice alt neam. Acolo? Ești scârbit de orice alt neam. Ești... Că nu știi, nu faci cum trebuie, nu pronunți cum trebuie. Nu vo... Asta în Franța, zici. În Franța a fost complicat. Trei ani jumate a fost... Îți faci prieteni, vorbești, comunică, toți sunt cu zâmbetul pe buze, dar francezii au și un stil... Te fut când o întorci. Cum ai întors spatele? Băi, frate, știi cum? Alei, și noi nu facem la fel, adică... Măi, eu nu știu, eu nu vorbesc rău. Eu am prieteni italieni, am prieteni evrei, am prieteni nemți. Sunt 100% sigur că nu facem la fel, tocmai pentru că n-am avut cultura aia de, știi, de imperialistă și de noi, țara, bam! Adică, căcat, nemții, știi, adică încă sunt atâția oameni care au fost naziști în tinerețe, știi, adică în care încă trăiesc, care au făcut copii, ce au învățat copiii și așa mai departe. Și în Franța e la fel tot, pe imperialism, pe... Noi așteptăm pe american, mă, nu te supăra. Deci, pentru noi, cultul după al doilea război a fost, sigur, vin americane și se salvează de ruși. De ce rușii sunt atât de urâți? Adică nu vorbesc de media asta, tot felul de trompete ale rușilor prin media care că ar trebui să îi ascultăm, să-i înțelegem și pe... Păi sunt niște băieți cu bocanci care toată, de când s-au făcut ei la 1300, la 1000 sau de când sunt ei, ei vor să cucerească. Ei n-au altă formă de, nu știu, de exprimare. Dar n-au altă formă. Nu există decât să fim mai mulți, mai mari și să cucerim alte teritorii. O să-i facă chinezii la lanț. Ca orice stat mare care inevitabil devine imperialist. Pentru că asta e și SUA, asta... De acord, asta absolut are de acord. Tendințe și China, da. Păi nu, eu... orice, adică știi, orice stat care ajunge destul de mare o să aibă tendințe, destul de puternic, de mare geografic. Eu vă urez tuturor să fim sănătoși și să ne meargă excepțional podcasturile și toată partea ce lucrezi tu și să ne întâlnim nu mai mult de 10 ani. Eu dau în 10 ani de zile că China va fi un jucător umăr la umăr cu americane. Au eu depășit la tot deja. Nu, umăr la umăr în sensul că să facă și americane ce spun chinezii. A, în sensul ăsta. Adică nu mai e America singurul judecător posibil, ci vor fi și chinezii. Rușii s-au prins foarte târziu. Ei au plecat din bloc, dar erau în față și s-au uitat așa, știi? Bă, stai că ăștia sunt în altă parte. Chinezii le vor face, le întind o plasă clasa întâi, după părerea mea. O să-l ia tot petrolul și o să-l lase cu buza desuflată. Mie mi se pare că downfall-ul Statelor Unite nu o să vină direct de la chinezi, ci de la toate statele și din jurul Chinei și din Africa și din care încep să se dezvolte. India, adică în moment, adică știi că asta, că China începe să le taie conducta cu mână de lucru ieftină la americani din ce în ce mai mult spre deloc. Și americanul se duce în India, se duce în Pakistan, se duce și când o să înceapă și statele aia să le taie conducta, atunci mi se pare că o să fie... Mai mult decât atât, chinezii încă de acum 20-30 de ani, după 90, deci când au început politica asta cu un stat, două sisteme, ei toate zăcămintele și minele de orice din Africa le-au concesionat. Da, nu știu dacă concesionat e cuvântul. Nu știu, am... Da, nu știu, mi se pare ca orice stat puternic creează prin diverse moduri relații cu alte state, cum ar trebui să facă orice stat, mă rog, les,
Da, da, sure, adică sunt niște cazuri de astea oribile prin, pe continentul african cu muncitori chinezi care sclavesc muncitorii africani și whatever. Dar genul ăsta de expansiune nu se compară niciodată cu expansiunea pe care încearcă să o facă statul rus sau pe care a făcut-o statul american și încă o face în Asia Centrală. Și adică prefer oricând să arunci cu bani în niște state ca să le placă la statele aia de tine decât să te duci. Dar le construiește străzi, măi, stai puțin. Asta zic, da. Le face străzi, le face autostrăzi, le construiește cu companii chineze și îi spun, da, mă, pentru 90 de ani luați, mă, siliciu de aici. Aruncă cu banii în ei și trage și compania chineză niște bani pe dreapta, vezi metrou din Belgrad. Metrou din Belgrad făcut de chinezi. O sumă de asta astronomică care n-avea ce să, adică n-avea cum să fie atât de mare. Da, Belgradul e făcut, e chinez, făcut totul, sistem de supraveghere, metrou, mai au niște proiecte de astea și sunt, bineînțeles, cazuri de astea de suspiciune, de spălare de bani. Bineînțeles, cu parandărăt, ce a luat chinezul. Asta fac toate statele puternice care își permit. Și în Croația ai făcut un pod fantastic care a costat de 10 ori mai mult decât dacă îl făceau cu echipă din Europa. Au făcut-o cu chinezii și a costat zeci de miliarde de euro, știi? Dar vezi, asta e diferent. Și de asta mi se pare că o să se ducă fix pe pulă soatumă, pentru că chinezii vin și aruncă cu bani pe care iau și pe care nu o să mai scurgă la nesfârșit, că vezi și de creștere economică ca cam stagnat. Aruncă cu bani în niște state și statele alea zic, să ok, trăiți, am înțeles. Să trăiți, mulțumim, ați mai făcut un abuz, dar măcar n-ați intrat cu tancurile, dar măcar n-ați ținut Africa colonie până în 2000. Și mă, încă, da. Încă, apropo de statele europene, tip Franța. Ce părere ai despre ce se întâmplă în Europa cu înflorirea asta extremismului? Măi, nu știu, eu am... Asta, îmi dau și cu părerea. Păi, da, dar asta facem. De asta te-am întrebat. Da, nu, dar în sensul ăsta, când n-am vreo, știi, să zic, iată, antropologi, sociologic vorbind, nu știu, îmi place să cred așa optimist în ideea aia că partidele astea de extremă dreapta de acum sunt ultimul puseu al extremei de dreapta care o să moară. Dar mi este foarte frică că din cauza încălzirii globale o să avem milioane spre miliard de imigranți care o să plece din zonele deșertice sau care din cauza încălzirii globale au devenit sărace și o să vină încoace. E, și atunci, fix atunci, mi este foarte frică de partidele de extremă dreaptă care, exact cum au făcut și în cazul Siriei, exact cum au... De ce vin ăștia încă? Care-i planul secret? Ce vrea noua ordine mondială să facă? Știați că nici nu există încălzire globală și așa mai departe. Atunci mi-e frică de ideea asta de etnonaționalism, știi? Că se vor folosi de treaba asta, o vor băga în față și atunci o să explodeze totul. Exact. Lucru care s-a întâmplat nu e așa și în Germania nazistă și nu. Adică e fix, știi, inamicul comun care nu prea el de pe meleagurile noastre, ce dracu caută el aici? De ce lucrează ei doar nu știu unde și așa mai departe? Adică e un ground perfect, așa știi, pentru înflorirea naționalismului de extremă dreapta. Atunci mi-e mai frică. Acum mi se pare că, na, se tot chinuie, uneori mai iau și pe urmă dispar, vezi Bolsonaro, vezi... Asta în Italia, știi, adică mi-e greu să cred că... Asta în Italia, vezi, pe cai mari acum, doamna asta. Păi da, asta zic, adică vin pe cai mari, alege lumea și pe urmă dispar așa cum au apărut după 4 ani când își dau seama că... Când își dă lumea seama că a fost exact așa și căcat. Da, aurul crezi că o să crească? În continuare, că clar a crescut. Bă, habar n-am, sincer. Mi se pare că e așa un haos acolo și că cumva și joacă cartea asta a haosului, care nu știi niciodată, știi, ce o să facă mai departe. Par ultimii incompetenți, dar pe urmă vezi că i-a super votat lumea, dar pe urmă își dau cu stângul în dreptul, dar pe urmă, nu știu. Adică par extrem de incompetenți toți oamenii ăia de acolo, dar în același timp, na, nu știi ce alte... forțe ar poate să acționeze. Și când zic forțe, nu mă refer la conspirații, mă refer la agenturi ale statului, la, nu știu, bani din afară, la alte chestii de genul. Și da, de asta mi-e foarte greu să-mi dau cu părerea despre ce o să aleagă de aur. Adică sunt foarte curios ce o să fac acum la alegerile astea și pe ce o să marșeze. Pentru că asta e că ei n-au nimica.
ei nu au subiectul ăla pe care l-au, că ei, asta e cel mai jenant, asta mi se pare cel mai jenant la dreapta românească, că copiază unul la unul toate subiectele alea gândite de republicanii din state sau de... Dar contextul e cu totul sau și totul de altul, din UK, da. Știi, adică, nu știu, îl vezi pe George Simion cu discurs de Nigel Farage, cu imigranți. Ce imigranți? Unde sunt imigranții? Sunt, dar nu cred că depășesc 2000 de oameni în toată țara. Da, sunt, dar nu-i vezi. Nu-i vezi. Pentru că lucrează mereu în spate, lucrează mereu în construcții, efectiv sau fabrici. Știi, nu e ca, da, sau nu e, adică știi, nu e ca în UK să zici, Doamne, ne-au acaparat pakistanezii, sistemul medical, nu știu. Și adică nu e așa, știi, și vii cu discursul ăsta. Cine pune botul? Știi acum, și că vezi toate căcaturile astea, acum știi că marșeau pe asta cu mâncatul de gândaci. E că îți dai seama, știți, nu? Nu știu, da, nu? Da, nu da, știu. Cum să nu? E o directivă de asta de la directivă lol. E o de asta de la UE în care au zis: "Hei, poate ar trebui să ne uităm și în direcția de a face un tip de făină din vierni." Pentru că din vierni sau din insecte. Da, pentru că e mult mai ieftin, mult mai sănătos, mult mai nefutut pentru mediu. Și asta, bineînțeles, că a fost luat și a zis: "UE vrea să mâncăm gândaci, UE vrea să pârlim gândacul de Crăciun. Va trebui să vânăm gândaci la ghienă ca să putem să mâncăm." Și așa mai departe. Și în momentul în care vii cu chestia asta de penale, că și ziceam fix chestia asta. Hai că ok, enervezi niște oameni cu chestia asta, pun niște oameni botul. Dar câți poate să pună? Știi, încă să te bați ca partid serios. Băi, nu am niște cunoștințe care chiar s-au enervat. Tu te, mă, ne pune UE să mâncăm gândaci. Am rămas cu gura căscată. Bă, ți-a băgat cineva? Nu-i mănânci, frate! Bă, sunteți nebun la cap. Nu sunt gândaci, sunt produse făcute din exact, extract de gândac. Este proteină. Păi, da. din fructe de mare. Vai de mine, mâncați da, fructe da, de da. Mare. Adică gândacii mâncați, de apă sunt ok. Sunt ok, da. Nu, aia nu sunt ok. Păi zi, mă, dar ai proteină pură, nu ai niciun fel de... Deci dacă îl pisezi și îl faci praf, ai proteină pură, măi. Statea și... culturi care mănâncă de când lumea dar și pământul, înțeles, insecte acum, și... Eu nu mă grăbesc să mănânc, pentru că noi am prin Delta Mekongului povesteam amândoi că vezi cu o țepușă cu câțiva greieri acolo sau un greieri aș super mânca, am văzut că se super mănâncă greieri, aș super mânca. Eu am mâncat. Da? Da, toți au gustul uleiului, știi? Preiau... Sunt deep fried și atunci preiau gustul acelui ulei. Și sunt, nu? Da, sunt... Da, dar e o dar pe bunea e proteină 100%, da. N-are nimic altceva, da. Nu-i... E efectiv o chestie culturală, că noi am fost absolut. Scribiți de gândaci... Și unde-i porcul nostru? Că asta cu tăiatul gândacului, da. De Crăciun este... Băi, nu... Adică lumea o ia razna complet, man. Dar tu când faci chestiile astea live, nu ai astfel de oameni stupiditate din, că asta e stupid, adică poți să fii funny. Eu sunt 100% pentru a fi funny la comentarii, dar unii sunt stupizi, da, și nu mai e funny. Unii sunt troli și atunci da, ok, înțelegi. Sunt foarte puțin. Mi se pare că nu, asta trolii... trolii ne mințim noi foarte mult, da? Și că există, adică când ne mințim tocmai ca să ne ferim de adevărul real, că sunt mulți oameni care au problemele astea. Da, dar nu absolut. Că sunt proști din vina lor. Păi, adică sistemul, știi, te-a ținut în stadiu în care să ajungi să crezi că o să vină Angela, o să vină Ursula von der Meyer să-ți bage gândacul de la ghenă în gură. Și nu e vina lor la finalul zilei. Da. Tu ai fost un pic într-un partid, nu? Ai fost în USR? Da, am fost sau? În USR vreo 2 ani și ceva după protestele din 2018. 2 ani și ceva? Cam așa, mă regles. Și ce s-a întâmplat? La început era cumva interesant, mai ales pe fondul protestelor din 2018, mai ales știi, pe fondul alegerilor din 2016, pe care nu-i așa luase PSD-ul cel mai 60% mult în istorie, sau da. Ceva. Și cumva dorința era de schimbare de orice fel, dă-mi un om tânăr că-l votez futut, știi, dă-mi un om care îmi zice, băi, eu n-o să fur și nici nu mai îmi pasă ce zice altceva, dă-ți te votez. Și la început în o serie erau foarte mulți oameni pe care încă îi respect și îi admir și cu care am păreri more or less the same, care pe parcursul trecerii timpului de la Barna, de când a luat Barna puterea în interiorul partidului până acum, au dispărut. Toți. Cum adică au dispărut? Au plecat din... afară. Au fost dați afară. Da. Sau s-au retras.
foarte puțin s-au retras. Majoritatea au fost dați afară. Se retrăgeau pentru că știau că o să fie dați afară. Deci majoritate. Oamenii pe care tu, cu care lucrați și îi respectai pentru că îți plăceau ideile lor. Da. Deci au fost practic eliminați. Oamenii care nu neapărat pe care îi cunoșteam personal. Deci i-am cunoscut majoritatea de personal. Dar oamenii în care aveam încredere că poate să facă o schimbare în administrația publică, în Parlamentul European, în aia. Și care încet, încet, pentru că nu conveneau liniei de alu Barna, au fost dați afară. Și na, încet, încet s-a ajuns la această formulă. Serie care era un melting pot de, nu știu, oameni de centru stânga cu oameni de centru dreapta. Erau și niște diliman de extremă dreapta pe la alte filiale, dar erau ținuți jos. A fost problema cu Nicușor, cu referendumul, și din tot melting-ul ăsta au rămas fix neoliberalii ăștia, dilimani americani cu năsui și cu Barna în frunte, care ne zic că trebuie să privatizăm sănătatea dacă vrem să fim și noi ca SUA. Să privatizăm totul dacă se poate. Și în mod evident, nici atunci, nici acum, cu acum mai mult, sunt urăsc extrem de tare toate măsurile astea de tip să privatizăm. N-am privatizat destul în anii 2000. Dacă puteți mai privatizăm ceva. Hai să ne întoarcem un pic atunci. Hai să privatizăm totul dacă se poate, să mărim și mai mult gap-ul ăsta între oamenii din orașe și oamenii din rural și așa mai departe. Gap-ul în general dintre oamenii care câștigă ceva și oamenii care săraci n-au de niciunele, că până la urmă... Da, e un gap care există și care s-a lărgit de 15 ori mai mult, tocmai privatizând sănătatea, cine își mai permite, cine vreodată, care nu e corporatist și ar mai permite că... Vezi Regina Maria, vezi orice asta, cine își căcată și permite să meargă la Regina Maria? Noi cinci din orașe. În rest, nimeni. O naștere la Regina Maria, o avortul la Regina Maria e 1000 de euro. Sau era 1000 de euro pe timpul pandemiei. Ce căcată își permite să dă 1000 de euro? O naștere câteva mii de euro. Pe un avort. Dar asta cu avortul mi s-a părut absolut insens. Știi că la stat e 300, 600, 1000 de lei și pe urmă te duci la Regina Maria 1000 de euro. Mă rog. Da, și dispărând oamenii ăștia și văzând toată mizeria, eram și în zona asta de comunicare la USR Tineret, cumva... Niște oameni care erau mult mai implicați ca mine și eu, care îmi plăcea să fac chestia asta de comunicare, de meme, de glumițe, de hai să ne mai vedem, hai să mai discutăm, hai să vedem cum mai anturăm, cum mai convingem pe unul să mai zică de una de alta. Eram implicat și în zona asta și fiind implicat în zona asta vedem și foarte multe căcaturi care se întâmplă în interiorul partidului, care n-au fost niciodată, știi, în presă, care n-au niște mizerii și de la niște oameni la care nu te-ai aștepta, la niște oameni din... între, știi, fix generațiile voastre, știi, oameni educați, cu cariere, cu cultură, intelectuali, și la care nu te aștepta niciodată să vină cu autocarul să voteze, știi, împotriva lui, la adică casă de afară. Niște găinării, niște din găinării astea? Tip PSD. Da, da, da. Niște găinării, Doamne, tip... Maica, Doamne. Vrem filiala din orașul ăla, dar filiala din orașul ăla e cu ăilalții care nu stau la Barna. Bun, ce facem? Bun, păi adunăm 200 de oameni și băgăm acolo în filială pentru următoarea, știi, rundă de vot ca să iasă ai noștri. Fix la fel ca la PSD. Fix la fel ca la PSD, da. Zero democrație internă, o caterincă de democrație internă. Barna, după ce a pierdut alegerile prezidențiale, rușinos. Adică, mă, era clar că o să piardă, dar nu atât de rușinos și nu atât de anonim. N-a vrut să plece de la conducerea partidului, deși era... în orice partid din lume ai pierdut prezidențialele, faci un pas în spate, dar nu zice nimeni să ieși, nu zice nimeni să pleci, dar un pas în spate îl faci, nu? Și na, văzând toate mizerile astea și văzând cât de puțină putere ai și chiar și în interiorul partidului, chiar și ajungând ușor, știi, la un mesaj sau la un telefon distanță la ei mai mari și ce zero putere cu chestia asta? Da, să știi că eu am avut impresia că există democrație, ca impresie, nu cunosc pe nimeni din interior, adică mamă, sunt mai multe voci, sunt mai multe chestii, ei votează acolo, își votează. Nu, este, ce mișto ești! Cu siguranță este de departe cel mai democratic partid, dacă doriți, de o glumă proastă, adică e o simulare proastă a conceptului de democrație internă. A fost cumva... Poate la începuturi. Era o idee, da, de democrație internă, cel puțin când am intrat eu în partid, era așa o idee, dar pe urmă, după ce l-au dat afară pe Nicușor,
Nu, a fost doar Barna și sclavii lui. Primarul de la sectorul 2 este un băiat, nu știa nimeni de el, n-a avut nicio funcție relevantă, nu știa nici dracu cine e, dar s-a întâmplat să fie băiatul care i-a lustruit bocancii lui Barna la zi, când a fost dat Nicușor și care era lângă el, acolo era acolitul lui și din acolitul lui Barna, hop, primar la sector 2. Nu știe nici dracu, cum îl cheamă pe primarul de la sector 2? Preda? Cum îl cheamă pe primarul de la sector 2? Ia zi, băiaș. Bun. S-a scos. Radu Mihai, nu știi nici pula de el, pentru că e un băiat care... Nu știu cine. Care a izvorât din șosetele lui Barna. Și a ajuns primar. Știi? Și dar când o fi valoros, mă, de... ce? Ha? Ce știi tu? Poate e valoros, ce? Atât de valoros că nu știi nici cum îl cheamă. Hai să mergem în sectorul 2, discurs, de român. Discursul tău seamănă foarte tare cu discursul lui Tocilescu, pentru că și el a fost la fel. Și el a fost în USR. Da, a fost bănesc că cam în aceeași perioadă, nu? Da, am fost la strâns de semnături, da. Da. Și el era foarte implicat. La fel și el a spus, și mă rog, a și scris, a și spus cam același lucru. Tocilescu a fost nasol, eu eram la sectorul 6, Tocilescu era la sectorul 1, unde Clotil și toți ăia era o distracție acolo, de nu știu, de Victor Orban. Genul ăla de distracție. Da. Deci, din punctul ăsta de vedere, ești destul de dezamăgit, adică e clar că ești dezamăgit, dar ești optimist? Crezi că mai are vreo șansă să se reformeze, să se întâmple ceva? Sau... USR nu. Și dar vreun alt partid, să apară vreun alt partid? Sau cum se numește acum, Reper? Nu, e și mai rău la Cioloș. La Cioloș e doar one man party. Adică la Cioloș chiar e one man party. Nu există alt om acolo în afară de Cioloș. Și așa era și când s-a unit cu USR-ul. Nu, în momentul ăsta nu există sau nu văd niciun partid care să poți să zici, bă, poate. Îmi doresc foarte mult și cred că asta ar trebui să fie focusul, exact cum a fost pentru seria într-o perioadă de diminuare a pragului electoral, de eliminare a pragului electoral ăsta și să intri, că trebuie 15 triliarde de semnături, exact. 18 triliarde de județe ca să poți să candideze. Ăla ar trebui eliminat complet și să faci loc la și mai multe eșecuri, cum a fost USR. Că din eșecuri în eșecuri o să se concretizeze niște alianțe, niște partide care poate să fie frecventabile. Dar în momentul ăsta cu libertarienii ăia diliman de la USR, nu, în niciun caz. Mie mai frică de Claudiu Năsui decât îmi e de, nu știu, de ăștia de prin PNL sau whatever. Că aia din PNL măcar știi, au cazul clasic de vin la putere, ți-am ciordit aia, ți-am mai dat 2 km, și măcar știi ce se întâmplă. La ăștia mi se pare super scary, la cât de... Claudiu Năsui e efectiv, e Ronald Reagan. E la nivelul ăla de liberal obzecist din Statele Unite, de vrem să privatizăm tot, să dăm totul la corporații, dacă se poate să nu mai te angajați la stat, statul cât mai mic, inexistent. Știi, asta în contextul în care ai spitale care cad, ai autostrăzi inexistente sau pe care mor oameni, ai și atâtea probleme care trebuie rezolvate de o autoritate centrală. Care să fie beton, da, frate. Și tu dai la privat, că privatul cu siguranță o să aibă foarte mare interes și să cu siguranță nu va face exact ce face ALDE, Regina Maria, știi, care nu oferă niciun serviciu de sănătate care depășește conceptul de scos o aluniță. Ia, rupeți piciorul și du-te la Regina Maria, ia vezi poți. Fă COVID și du-te la Regina Maria, ia vezi poți, știi? Că nu e rentabil. Nu face destui bani să tratezi oamenii de COVID. Da. Că abia aștept să mă înjure toți... Ce pregătit ai fost, da. Toți fanii. Cum ai zis de zeul nostru, Claudiu Năsui? Da. Ce oameni urmărești pe YouTube? Sunt foarte curios. Poți să ne zici trei canale de afară și trei de aici? Din subiecte, din astea, din arii diferite? Da, da. Din ariile pe care le urmărești tu. Da, exact. Îmi place foarte mult. Da, e că eu nu prea știu cum, nu rețin numele. Îmi place foarte mult. E unul de are tot felul de evenimente istorice oversimplified. Uh-huh. Se numește ceva la modul history oversimplified sau ceva, sau oversimplified simplu. Care are niște stick figures în care se prezintă așa, un desen de ăsta animat penibil, dar funny, tot felul de evenimente din războaie, din, știi,
Războiul Napoleonic, pardon, perioada napoleonică povestită cu stick figures în 30 de minute în care înțelegi tot. Mișto. Bă, înțelegi tot, știi? Și e foarte, foarte tare pe partea asta. Și un canal european sau din Statele Unite? E din state. Mă urmăresc o căică de asta de entertainment. Îmi place foarte mult zona de SEO-uri video din partea asta de stânga de politică. Sunt foarte multe canale aici, Contra Points, cred că e cel mai cunoscut. E o fată care face, e o fată trans, care face content, e absolventă de filozofie și face eseuri video cu aportul ăsta filozofic pe probleme de azi. Știi, rise-ul neonaziștilor, inselii, tot felul de chestii foarte, foarte interesant, super recomand dacă n-a... Dacă nu v-ați lovit, super recomand, absolut superb. Nu știu, mai este un fel de oameni de ăștia de stânga, mănânci, politică. Mănânci pe YouTube? Adică da, mănânci da, în timp da, ce te uiți da, la YouTube, am da, vrut să zic? Da, da, nu pot să mănânc fără YouTube. Da, asta și eu la fel, așa am, în halul ăsta am ajuns. Da. Asta e addiction de-a drept, adică da, nu mai e, un stil de viață, nu mai e da. Addiction. Asta dar eu am mâncat toată este, copilăria da. Mea, eu am mâncat la televizor. Fiind și singur televizorul la părinți, e televizor. Am mâncat la televizor toată copilăria, la modul că nu aveam mâncarea în față, se răcea și trebuia să găsesc, să găsesc exact exact programul perfect, care era tot timpul altul. Adică putea să fie Cartoon Network, dar un anumit desen de pe Cartoon Network. Sau putea să asta fie... Asta e frumusețea YouTube-ului, că găsești repede. Exact. Și acum am făcut trecerea spre... YouTube și la fel, trebuie să am eu niște canale acolo și... Eu am crescut total nesupravegheat, echi total singur, toată adolescența mea și eu mâncam toate căcaturile pe care ziceți, dai seama ce puteam să-mi fac eu sau ce să-mi cumpăr, mâncam toate căcaturile în timp ce mă jucam NFS. Adică era, știi, nu mă uitam la ceva, mă jucam și... Da. Și din canalele românești? Canalele românești pentru zona asta de știri doar Starea Nației, nu știu, Ciprian Lospa, ce mi-o urmăresc, adică așa să zic super religios, pot să zic că mă sparge ceva anume. Mai un băiat care îmi place foarte tare, îl cheamă Chinezărie cu capa, care e primul de ăsta din România care face tot așa eseuri video de astea scurte despre tot felul de probleme sociale, economice, de cultură, whatever, din România. YouTube, nu știu, dacă stau să mă gândesc, cu siguranță mai găsesc încă 15.000, dar așa la prima mână astea mi-au sărit în cap. Da, a început concertul, avem ușor, de mașină, dar e ușor, da, deci e finuț, este... Crezi că ar trebui să începem sau mai... Da. Hai să începem și podcastul, că nu a fost așa o tapănare, știi, să vedem, să intrăm, să ne cunoaștem, să mai vorbești, de fapt... Ce, eram în rec? Da, exact, nu cred că eram în rec, dar acum putem să și punem recul cum trebuie. Îmi revine mie acum o sarcină puțin ciudată pentru simplu motiv că eu nu știu ce echivalent de premiu ar fi pentru tine. Am un fel de Pulitzer pentru... Oameni, iartă-mă. Da, pentru că sunt tot felul pentru realizatorii de emisiuni, pentru realizatorii de film, pentru jurnaliști. Există anumite premii care se dau. Okay. Dar să presupunem că există un premiu, un fel de... Cel mai distrus om de pâine. Cel mai distrus om de... Cel mai părerist om de pâine. Nu, așa. Șeful la Twitch. Șeful la Twitch, da. Să există, să dea Twitch-ul, bă, da, să dea și Twitch-ul ăsta ceva. Adică, eu tot bag banul lui Bezos. Tu bagi banul să mai dea și Twitch-ul ceva, nu? Și să primești un premiu. Să ai chiar un premiu primit de la platformele, nu știu, să fii un fel de Oscar de pentru... De la YouTube aia, când faci 100.000 de subscribe. Exact. Să-ți dea un premiu din ăsta... La Twitch nu e așa ceva. Păi trebuie să facă și ei ceva, mă frate. Dau un semn lui băiatul pe care l-am eu acolo. Așa, și bă, trebuie să ții un discurs. Trebuie să dai ceva și trebuie să mulțumești cuiva. Ai 60 de secunde să spui acest discurs de mulțumire pentru premiul pe care îl primește. Hai, Mexi, o seară bună!
Asta e o secundă, frate. Nu, no, glumează, nu știu. Un discurs de șer. Cine cum mă ține ta pe scenă? Am mai tot luat premii de astea pe la tot felul de... Pe ce premii ai luat? Ai luat? Da, dar sunt, nu știu, pe... Eu lucrând în publicitate, am învățat ce înseamnă conceptul de premii. E o circulabă în absolut orice sens al cuvântului. E o glumă proastă pe care ne batem pe omba. Ha, mă, că ai luat și tu ceva. Ba, nu, tu ai luat. Ha, mă, că ai luat și tu. Adică e așa... Adică nu pun foarte mare preț, apreciez sărul mâna de nominalizare, dă nu știu ce, mulțumesc, dar e așa, nu știu, am luat de la, nu știu, un festival de ăsta de publicitate video, de la Digital Divas, care e un, da, e un de ăsta făcut pentru femei în mare parte, dar au băgat și bărbați în ultima vreme, am luat, nu știu... O divă masculină, hai mă, în loc să mulțumesc. N-am nicio problemă cu chestia asta, știi ce? Foarte bine, bravo, e, na. Nu știu, el, nu știu, habar n-am. Nu știu, a mai tot fost o fel de diplomașe și de, da, adică nu... Nu mă încălzesc cu nimic așa de asta. Ok, bine, discurs 60 secunde. Mulțumesc foarte mult băieților care au tras fibră în România. Da, începând cu WhatsApp, că mi-a pus C-Zone la bloc. Și că m-a lăsat să downloadez Too Fast, Too Furious de pe ODC. Mulțumesc oamenilor care mă susțin. Fără voi nu aș fi reușit niciodată. Premiul ăsta este la fel al vostru cât este și al meu. Mamă, le știi, Gagiu. Mor, da, mor. Asta, e, asta mi-a plăcut foarte mult, bravo. I love it. Adică e adevărat, mi se pare clișeul ăsta constant. Vai, premiul și al vostru. Și pentru că aici nu știu, este... Eu urăsc toate chestiile astea de aia, adică n-aș avea niciodată un discurs de ăsta de... Adică, bă, vă mulțumesc, să rămână dacă m-ați votat, să trăiți, mulțumesc, ne vedem data viitoare, o zi plăcută, să trăiți și așa mai... Adică n-aș... De asta emoționant că... Știi, adică apropo de asta, cât de în serios crezi că mă iau eu ca un băiat care dă drumul la o cameră și... Știi, și zice, ha-ha... ceva, ceva, ha-ha, o părere politică, ok, știi? Adică n-am luat Oscarul, n-am luat Pulitzerul, n-am luat, știi? Și da, adică de asta am făcut așa când ai zis de Pulitzer. Sunt un băiat care face căcaturi pe internet. De-asta-i penal, știi? Bravo, ai făcut cel mai frumos căcaturi pe internet. Mulțumesc. Bă, da, ești un băiat care face căcaturi pe internet, dar exact cum zicea Silviu acum puțin timp, tu... Pe lângă faptul că îi faci pe oameni să se simtă bine și să râdă și să se hăhăie, tragi și niște semnale de alarmă. Asta mi se pare important. Adică o faci în stilul tău, știi? Dar mi se pare important. Mi se pare important că vorbești despre drepturile unor oameni. Mi se pare important că tragi niște semnale de alarmă, știi? Da, din punctul meu de vedere nu ești, nici n-ar trebui să fie ceva de lău. Dar e o chestie de berg, adică jur, nu zic deloc ca cadă asta de modestie, sau, dar eu zic constant, tocmai cât de jenant este să, știi, să fiu lăudat pe chestia asta, care e o chestie de... Băi, e o chestie umană, e o chestie adică de vezi... bun simț, păi, dar da, puțin, da, nu e foarte răspândită. Da, pe net, exact ce ai spus tu, că asta e o chestie foarte umană, pe net, să știi că lipsește bucățica asta de umanitate. Da, așa, este miștocăreala cu orice preț și fără, numai așa ca să ne dăm ce glumă am făcut eu și ce, dar cu, nu, eu nu te fac vinovat de un scop anume, ci faptul că aduci niște teme mișto și le miștocărești și le vorbești cu oamenii și le arunci la oameni chestiile astea, asta mi se pare foarte mișto. Mulțumesc foarte mult, apreciez. Pentru că așa la mișto putem, ori stăm și vorbim la mișto. Da, bă, da, atragi niște chestii, repet aia, cu bicicletele, cu benzile de nu știu, cu trotinetele, cu oamenii, cu ONG-urile care au nevoie de strâns bani pentru... Adică asta este foarte bine. Și faptul că se uită atât de mulți oameni la tine, asta este și mai îmbucurător. Pentru că se duce... scânteia de la tine se duce dracului prin cablu pe care ți l-au tras aia la tine la loc, trăiască fibra, ca să zică, trăiască fibra. Bun, și aici suntem la canalul Happy Fish, presupunem că fișul ăsta, peștișorul, este și ăla care ți îndeplinește, ăla de aur, care îndeplinește o dorință. Silviu, care este dorința ta cea mai ascunsă pe care ai vrea să o spui peștișorului să îndeplinească?
să facem revoluția comunistă, haideți. Comunistă? Mamă, un boomer să-i spună asta, l-ai omorât. Da, 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 avem, da. Și, avem și teaser acum. Place, da, da. Asta o să fie teaserul episodului. Îmi place foarte mult să mai arunc de astea, că sunt foarte mulți oameni supărați pe mine că sunt de stânga, socialist, whatever. Sunt foarte mulți supărați pe mine că am ideile astea rele de a fi puțin mai egali între noi și a avea mai multe drepturi. Și o mai arunc așa pentru felul ăsta. Am fost la Micuțu, dar a fost pentru membrii cumva, care tot așa m-a întrebat, sau nu mai știu, cred că a fost la, m-a întrebat asta, zi-mi un citat sau o carte care îți place. Deci fiți atenți, Karl Marx a scris. Și era Micuțu, ok. Foarte bun, foarte bun, bravo. Nu știu mai, jokes aside, dorință care, pe care pot să o zic să empatizăm mai mult, nu că îmi doresc niște Adidas. E fix chestia pe care o zic mereu. Îmi doresc foarte tare să trăim într-o lume în care suntem puțin mai apropiați unii de alții și credința mea foarte serioasă și concretă este că apropierea asta și empatia asta între oameni vine de la condițiile materiale. Dacă condițiile materiale la unii sunt super bune, la alții sunt super proaste, n-ai cum să... Știi? N-ai cum să. Eu asta îmi doresc și chiar nu mă interesează cumva modul prin care se obține chestia asta. Că e X, că e Y, că urăsc atât tare discuția asta pe ideologii politici, poate ești de la bă, ești de la bă, who cares? Vreau pula, nu știu, vreau puțin mai multă democrație la locul de muncă, vreau puțin mai multe drepturi pentru oamenii care nu le au astăzi, acum. Vreau salarii puțin mai mari care eventual se bată cu inflația și așa mai departe. Și că chiar sunt așa niște chestii super, super basic și micuțe. Și de bun simț. Și de bun simț. Adică, de asta, când zici toate chestiile astea și nu bagi cuvinte, stânga, socialism, când le bagi fără astea, toată lumea e, da, logic, lol, ce tare, super Caterinca. Da. Nu știu, dar nu știu să dau un răspuns concret de ce. Am înțeles, e foarte clar. S-a transmis la Peștișor. Să trimită mail Peștișorului. O să facă kind reminder. Peștișorul va merge la Joe, la Soros. Exact. Dar tu ai avut vreun mentor? Ai avut parte de relația asta mentor-discipol? Adică te-a luat cineva sub aripa lui și de la el ai învățat niște chestii sau ce-a făcut cineva, un switch-ul ăla de care am vorbit la începutul discuții noastre, a fost un tip care a zis, da mă, așa ar trebui să fac, după cum zice băiatul ăsta? Sau care ți-a schimbat un pic parcursul, ți-a schimbat un pic drumul, nu știu. Un om față în față cu mine, nu specific, deși am avut foarte mulți prieteni apropiați, cunoștințe de la care am învățat foarte multe și de la care am evoluat și la, dar nu pot să zic că a fost cineva, știi, care m-a ținut de mână pe mai multe paliere sau whatever, dar cred că am avut eu dorința asta de, nu știu, de fapt nu știu dacă e dorința de a avea un mentor, dar dorința asta de a învăța chestia, de a fi curios, de a whatever. Eu de-aia zic mereu, Dumnezeu, că sunt prost și că sunt whatever, că tocmai că am văzut cât de multe căcaturi, nu știu, tocmai văzând, tocmai citind tot felul de căcaturi și dându-mi seama, știi, cât de mult e out there și eu aici care zic, da, nu știu. Cred că mi-am format eu singur, cumva, și m-am uitat în gura unor oameni de la care am încercat să preiau chestiile care îmi plăceau și care nu. Dar a fost, pot să zic așa, că am avut mai mulți mentori neintenționați în jurul meu și în oamenii pe care Cu care lucrez, bănuiesc. Și cu care lucrez, dar și pe care îi urmăream gen pe net. Adică, nu știu, oameni care îmi plăceau ce ziceau și îi urmăream și la ăla, păstrând totuși ideea de știi, dar nu copia, știi, unul la unul ce zice un băiat fără dar să nu, caut, nu, fără să... Noi, întrebarea lui Alex n-a fost pentru a copia ceva, ci chiar cineva care te-a influențat în sensul că, bă, e foarte bun tipul ăsta de gândire sau la nu, asta. O persoană, da, nu. Nu, adică dacă nu există... Nu, e foarte... Răspunsul tău este pentru că am avut foarte mulți invitați care au zis, domnule, n-am avut unul. Mulți au fost, da, profesorul cutare sau tata sau un tip care m-a scos am de, nu știu... Am un răspuns. Am avut mentor. Mentorul meu a fost internetul și conceptul de internet și conceptul de a avea acces la orice căcat de pe internet și neavând figuri parentale
mai deloc în adolescența și post-adolescența mea. M-am educat singur cu tot felul de chestii de pe internet, de la cum să-mi fac o masă să nu mor de foame, la cum să leg o cravată, la cum să fac o glumă, la cum să citesc știi, o carte piratată, la și așa mai departe, la citit pagini de Wikipedia, la nu știu ce. Cred că ăsta e de departe influența mea cea mai puternică, dar e așa, na, internetul e the whole. Da, nu, nu. Este firesc pentru că te-ai influențat și tu trăiești din internet. Exact, adică ești, da. Ești și mereu am trăit imersat din internet. În internet, în da. Platformele de socializare. Adică și când m-am angajat în publicitate, tot cu ajutorul tot, internetului, exact. Tot pe internet am lucrat, tot acolo era focusul meu, expertiza mea principală. Și după ce n-am mai lucrat și în social media per se. Noi avem și un chestionar pe care l-am preluat de la Inside Actor Studio și voiam să te întreb care-i cuvântul tău preferat pe acest minunat concert de Bormașină? Cuvântul meu preferat? Că încercăm să mă gândesc la unde stă fanii de enervează lumea. Comunism. Păi la îndemână. Karl Marx, că știți cu toții pe băiatul cu barbă Marx. Da. Nu știu care e cuvântul meu preferat. Cred că, nu știu. Da, e, nu, explicăm. Te referi mai degrabă în zona lingvistică sau mai degrabă în zona... Alegi tu, e fix alegerea ta. Un poate cuvânt care îți place ție. Place cum sună sau un cuvânt care îți place... Extra polifantastic. Este cuvântul meu preferat. Bun. Da. Care e cuvântul care îți displace profund? Lene. Urăsc conceptul de lene. Mi se pare că conceptul de lene este fals, că se întâmplă de extrem de puține ori în realitate pe bune. Și când zic lene, mă refer la discursul de ăla e leneș, ăia-s leneș, eu sunt leneș că nu vreau să, nu știu ce. Mi se pare că lenea provine din niște probleme care există și care sunt reale și care, lenea, cum înțelegem noi, și care trebuie adresate și că niciodată nu este lene. Eu nu cred în conceptul de lene la oameni în sensul că, știi că e conceptul ăsta, domne, există niște oameni pe această lume care ei nu vor nimica de la viață, ei vor doar să... Adică, sure, sunt oameni care poate să fie într-un punct de la al vieții lor, dar de ce este acolo? Ce i-a adus acolo? De ce nu ies de acolo? Și așa mai departe. Și își mă enervează conceptul ăsta de... Și că l-auzi mereu... Generația de azi sunt leneși, domnule. Ce te excită, ce te incită din orice picioarele. Punct de vedere alegi tu? Din orice punct de vedere. Foarte bun, deci asta foarte a venit bună, foarte bun. Am înțeles, picioarele. Ce mă incită? Da. Nu știu, să discut căcaturi. Îmi place să vorbim căcaturi, să le desfacem pe toate părțile. Asta mi place și foarte mult la podcastul vostru, că e... Tocmai care e ideea asta de a nu se lua în serios, de a nu discuta, știi, cumva de asta, de suntem într-un război al discuțiilor aici, eu am dreptate, ba eu mă știu cu aia, ba. Și da, nu știu, îmi place să vorbesc, mă incită să vorbesc absolut orice cu absolut oricine, atât timp cât, știi, există un partener de conversație care să, știi, care să poți să schimbi. Și respect, până la urmă. Da, nu știu acum dacă trebuie să existe respect. Am avut conversații productive, interesante și incitante și cu oameni pe care nu îi respectam sau care nu mă respectau înapoi. Adică I like it, îmi place. Nu-mi place în momentul în care, știi, e... conversația pleacă de la rău augur sau de la, știi, adică în care ai bad in, hai să zic eu cum e cu nu știu ce. Taci, bă, stai că zic eu cum e. Ce stai e cheful? Ce-mi taie cheful? Oamenii care se iau prea în serios îmi taie cheful. Asta, nu știu. Am avut așa mereu, știi, de priveam așa din exterior, știi, și înainte să am orice fel de putere și financiară și socială și poate. Și privind așa din exterior la oamenii ăștia care se iau prea în serios în momentul în care au cea mai mică formă de putere, știi? Vai de mine, sunt cancelat. Vai de mine, șeful, de fapt bine asta cu șeful. Colega mea mă urăște, e chitită să mă dea jos, nu știu, îmi pare fain, așa că... Deci ideea asta de a refuza că toată lumea din jurul tău e un om
cu umor ogles, aceleași anxietăți ca tine, aceleași frici, aceleași, știi, chestia aia, te duci la un party sau la un eveniment și stai cu chiloți în cur, că ce o să zică ăștia despre mine, când de fapt toată lumea e cu chiloți în cur de ce o să zică ăștia despre mine. Știi, și gen, adică cumva e o critică la adresa mea în primul rând, pentru că tind să am momente în care să-mi iau în serios și tocmai pornind de la mine și din capul meu în care îmi ziceam: pă, alo, băiatul, cine ești, jo? Tocmai de aici am început să observ la mine și tocmai am început să observ și la, și la alți oameni. Da. Care e înjurătura ta preferată? Îmi place foarte mult să-mi trag pula în sufletul tău. E ceva frumos la suflet. Wow. Da, asta n-am auzit. Sincer, n-am auzit asta. M-am auzit-o prima oară la școala generală când jucam fotbal. Deci în drumul, din drumul taberei, da, vine. N-a primit un o pază și a zis să-mi trag pula în sufletul tău. Și a râs, ne-am oprit toți să vedem ca proști. Gata, băi, hai să strângem acasă, la revedere. Ce să mai, ce să mai faci după asta? Care este sunetul sau zgomotul pe care îl iubești? Iubit, nu. Asta, sunetul pe care îl iubesc când intră banii pătuși, că vine alecta aia. Sunetul. Stai că încerc să mă departez de zona digitală, că sunt prea multe sunete acolo. Sunet care îmi place. Place foarte mult sunetul de cameră care se deschide. Ăla și când, face, când deschizi camera și face clicul de la obiectiv. Nu știu de ce. I don't know. Adică cred că e asociat cu asta, știi, că urmează să intru live și e o activitate care îmi place și whatever. Și e așa foarte... Ah. Care este zgomotul pe care îl urăști? Avem exemplu în jurul nostru, da. Fără bormașină, hai să zicem, fără bormașină. Când îmi zice gagica mea mai adă... Nu, zgomot pe care îl urăsc, știi că e un zgomot de ăla de în mijloacele de transport în comun sau în spațiile în care sunt mai mulți oameni, zgomotul ăla de om care vrea să-i zică unui alt om nu te mai băși în tramvai, dar nu poate să-i zică și face niște zgomote, știi, înăuntru lui, cât să-l audă gen doar 2-3, știi, dar nu-i zice lui ăla și e așa un zgomot, niciodată nu înțelegi ce zice, e așa un zgomot, așa un zumzet, de, așa. Un zumzet, mm-hmm. Da, de la de, știi, aia de, e cineva în capătul celălalt al autobuzului și moșul aici îi zice lui tânărul de aici. Ia zi tine, așa era și pe vremea ta, dar n-ai că tu poți să-i zică lui, zice și dumneavoastră, dar nu-i zice lui ăla, nu știu, așa o, nu știu. Ce meserie, în afară de a ta, bineînțeles, ți-ar plăcea să încerci? Dacă ar fi să alegi doar una. Mi-ar plăcea să încerc. Wow, dar sunt atât de multe. Mi-ar plăcea să fac atât de multe chestii. Atât de multe chestii. Barman, 100%, dar nu barman neapărat de servit, mixologist. Să fac cocktailuri. Mm-hmm. Să le pregătești. Să le pregătesc, să le... Care e cocktailul tău preferat? Acum în afara, că m-ai făcut curios. În afara chestionarului. Preferate mai multe, dar cel mai des beau Negroni Spaliato. Eram sigur. Ăla de a fost acum viral. Mă enervează foarte tare că a devenit viral pe TikTok, dar eu beam cocktailul ăla de când mi-a zis o prietenă de el din Italia. Da, e Campari cu vermut și cu Prosecco în loc de gin. Da, da, da. O meserie pe care n-ai face-o sub nicio formă dacă ar fi să alegi doar una? Să lucrez în țigări, petrol, gaze, pariuri, cazinouri și așa mai departe. Sunt niște industrie de-astea, adică și... Toxice la orice nivel. Dar și advertising-ul nu e departe de toate astea, dar asta și, pe lângă iadul corporatist care e în industriile astea care fac o cărică de bani și pe lângă asta să mai și vând țigări la copii, du-te dracu! Silviu Fire, dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să-ți spună în momentul în care vă întâlniți la porțile raiului?
Ce cauți mă aici, a putut de în gură? A venit prostul! Ia, uite, uite cum a venit sclavul cu coada între picioare. Ia zi-mă! Ia zi-mă! Mai ai părere acum? Da. Mai zici? Da, mai intri pe Twitch? Ia joc-o pe asta! Mai vrei pe Twitch? Hai! Oh, ce bun! Silviu, mulțumim tare mult! Eu mulțumesc. A fost foarte, foarte, foarte mișto! Ne-a cam întrerupt la un moment dat așa. Cred că vă faceți prea multe emoții în legătură cu asta. Da, nu știu, mașina? Trebuie să vedem cum se aude. Eu ca streamer de Twitch care trebuie să intru orice se întâmplă live. Dar ție ce s-a întâmplat? Cumva am început să ignor asta. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat de mai multe ori, nu? Și asta, și nu știu, să fie oameni la mine în casă și, nu știu, să-mi sune la interfon. Să mă aresteze interfon, poliția. Da, mi-a venit poliția la ușă cât eram live. Serios? Da, da. E un trend ăsta de trend. Pura, orice streamer de ăsta are niște hărțuitori care, nu știu, mai trimit o poliție, îți mai trimit o pizza, îți mai trimit o... A, ca să te scoată din... Da. A, ok, nu m-am gândit la treaba asta. Da. Și au venit, nu știu, au venit într-o seară, am avut un stream de 24 de ore și au venit de două ori poliția. Stai, cât? 24 am avut un stream special de 24 de ore de ziua mea cu un an și am stat 24 de ore pe stream. Sunt oameni care stau zile întregi pe stream. Mai și dorm, dar am stat 24 de ore, da. Tu n-ai, deci ai stat continuu? Am stat continuu, da. Da, vini, puliți? Să trăiți. Da, hai să vă explic. Ia, băgați capul să vedeți că eu sunt acolo, fac stream, fac nu știu ce. Da. Ok. Mulțumim tare mult. Eu mulțumesc.